Cum să te aduc în ordine la niciun? Nu, așa. Nu mai are de strâmbat vreo conduct. Asta vine și poate și voi. Și vreau să facă de greaba lor. Da, dar te-a chiar pun trece oricum, nu mai vine cu mai. Ai cu greu? Nu ce? Cu tror. Nu știu, nu știu. Dacă este tată. Pentru drăvestul 3 al anului 2015,
Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere numărul 824 din 25.03.2004 privind PSC Lir Cristi SRL cu sediul în Comuna Târgu Frotul, județul Bacău, având ca obiect închirierea spațiului din incinta Comunei Cămilului Cultural Tuta. Punctul 7. Privind proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicului economice ai proiectului de investiții modernizare drumuri locale satele Târgu Frotul și Vișoara, Comuna Târgu Frotul, județul Bacău, inițiator viceprimarul Comunei Târgu Frotul. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului de investiții, modernizarea drumurilor locale, satele Târgu Frotul și Vișoara, Comuna Târgu Frotul, județul Bacău, inițiator viceprimarul Comunei Târgu Frotul. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere în societatea publică a unui spațiu din incinta clădirii dispensar medical din satul Totuși, Comuna Târgu Frotul, județul Bacău, inițiator viceprimarul Comunei Târgu Frotul. Punctul 10. După cum știți, s-a retras și s-a introdus în locul lui acordarea cu titlul gratuit al suprafeței de 9 metri pătrați pentru un euro. Probabil că a spus documentația și noastră, inițiator viceprimarul Comunei Târgu Frotul. 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 43 din 10.06.2014 privind delegarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către operatorul SC Compania Regională de Apă și Bacău S.A. și aprobarea listei bunurilor referente sistemului de alimentare cu apă și de canalizare care vor fi concesionate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. Inițiator și viceprimarul Comunei Târgu Frotul. Aceasta fiind ordinea de zi prezentată, supun aprobări dacă sunteți de acord. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abține. Aș vrea, în continuare, să-mi promite să tot eu, până la punctul 2, când vom alege președintele ședință, să supun aprobări procesul verbal din ședința ordinară din data 24.09.2015. Dacă l-ați lecturat și l-ați văzut de ce e vorba, probabil ieri în comisii, vă rog să să pun aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abține, împotrivă. Da. Ce deci, da. A venit o adresă de la Prefectura Bacău, prin care ne spune că trebuie să ne reactualizăm site-ul și toate datele care sunt publice, adică declarațiile de avere, toate hotărârile, dispozițiile de primar normative, publicații de căsătorie, autorizații de funcționare, absolut tot ce este public, trebuie să afișăm pe site-ul primăriei. Domnul Ștefan este de la firma care are, avem mentenanța cu dumnealor și ei fac tot ce este pe site. A venit și, dacă vă uitați pe site-ul vechi, ca primar este domnul Anton, ca viceprimar este un alt domn, secretar la fel. Dumnealui a venit astăzi. Trebuie să ne facă poze la fiecare și lângă declarație de avere și tot ce aveți dumneavoastră, trebuie să aveți și poza dumneavoastră pusă pe site. Unde scrie asta? Este un regulament ceva? Deci, da. Doamnă, mai puțin. Eu n-am văzut pe niciun site. Deci, doamnă, nu există niciun site. Asta e... Este site. Este. Eu am publicat săptămâna asta. Doamnă, atâta timp cât dăm declarații de avere, consilierii au datoria de a-și da în speță de a-și declina declarația de avere în fiecare an. Da. Și cea de interes. Nu există, doamnă, da. Și cea de interes, exact. Da. Nu există, deci uitându-ne pe internet în, sau pe orice alt site, să-mi vadă mie fotografia că eu sunt Gheorghe nu știu care, nu cu niciun de cine... Dacă îmi permite să intervin. Da? Tot ce înseamnă, bineînțeles, ceea ce trebuie pus pe site sunt documentele de interes public și atât. Nimic mai mult. Am zis că în momentul în care se trece acolo componența Consiliului Local, ar fi de o chestie bună ca fiecare cetățean care vrea să vadă în dreptul numelui respectiv e și consilier. Dacă vreți... Deci, numai puțin, aceasta, ceea ce dumneavoastră ne expuneți acum este provizoriu. Că domnul viceprimar în speță, domnul Abădării sau domnul Abavi, astăzi poate fi viceprimar, mie nu mai poate fi, da? Dar ce se poate și așa, așa veți veni fiecare lună să dispuneți că trebuie să facem schimbare. Tocmai deci eu zic să lăsăm.
domnul meu. Deci eu zic să lăsăm așa exact cum este componența, atât se poate scoate domnul, este scos prin decesul domnului primar, fostului primar, așa, doar atât. În rest, eu propun să rămână la fel. Deci cum vreți dumneavoastră. Da. Așa. Dar se poate supune la vot? Da, absolut. Cine dorește să... Deci, componența Consiliului Local se face doar prin nume, cine vrea și poate să... Numai puțin. Nu putem supune la vot atâta timp cât nu-l avem pe ordinea de zi. Putem să supunem acest proiect eventual la ședința următoare, pentru că... Putem face un proiect... Doamnă, eu cred că este necesar ca să sau normal să facem un proiect de hotărâri. Nu putem supune la vot ceva care... Că așa putem să supunem la vot dacă vrea să mă elimini pe mine mâinii din componența Consiliului sau pe dumneavoastră în speță să nu mai fi secretar, mai să supunem la vot. Nu. Deci eu consider că nu este normal. Deci nici nu se supune la vot. O să supunem la vot în momentul în care ședința cine dorește să facă o poză, poate să... Fără probleme. Dacă cineva dorește, cu cea mai mare plăcere, da. Aș vrea să știu dacă este cineva care știe dacă aștept după ședință sau... Nu. Domnul Macaro cu cele trei ședințe care le-au condus, acum urmează, cum am ales noi într-un algoritm, ordinea alfabetică, următorul ar trebui să fie domnul Abate Florin, începând în literar. Deci, cine este de acord ca domnul Abate Florin să preia... Numai puțin, da? Da. Pot să fac o remarcă, da? Deci, ca să știi, colegii, înainte de începerea ședinței, a fost la doamna secretar, pentru că materialul prezentat înainte, în proiectul de hotărâre le-a trecut domnul Cernea. Am fost și la doamna secretară, poate să vă confirme dumneai. I-am spus că nu-i corect ca să-l punem pe domnul Cernea Sandu, întrucât domnul Abavi este primul pe lista posibilor și urmează ca să vină ca și președinte de ședință. Asta am discutat și noi. Da, da, asta am văzut, adică să le spunem, pentru că lumea... Asta am spus și noi la ședință de comisie. Eu am scris aici cum s-a întâmplat. Deci am specificat și noi, că n-am fost până la urmă, ca să poate merge, deci ce e rămâna. Domnul Abate fiind începător, să zic așa, în chestii de felul ăsta, am zis să o perioadă, cele trei cerințe care așa, să le preia următorul. Și după aia să intre dumneavoastră la mesă. Dacă nu se dorește, nicio problemă. Așa am convenit de la începutul cerinței. Cine este ca domnul, de acord cu domnul Abate, să preia conducerea cerinței? Vă mulțumesc. Împotrivă, abține. Acestea fiind spuse, domnul Dorin Abate, vă rog să vă rog să începem cu primul punct, pe ordinea de zi, privind transformarea unui fond, funcție publică de execuție, din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Sâmbătorului de Bacău. Având în vedere referatul numărul 1810 din 09-2015, prin care se solicită modificare și transformarea unei funcții publice de execuție, expunerea de motive numărul 1812 din 90-2015, formulată de către domnul viceprimar al Comunității de Prodru Dumnezeu Bacău și raportul de avizare înregistrat sub numărul 1811 din 90-2015, întocmit de către compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a primării Comunității de Prodru Dumnezeu Bacău. Și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Târgu Prodru, județul Bacău. Hotărăște. Se aprobă transformarea unui post aferent funcției publice de execuție din statul de funcții al aparatului de specialitate a primarului Comunei Târgu Prodru, Bacău, după cum urmează. Un post de consilier 1
grad profesional asistent, în postul de consilier 1, grad profesional superior, din cadrul Biroului Urbanism, Cadastru Funciar, Registrul Agricol, Control Comercial, Administrativ, Domeniului Public și Privat, Tehnologia Informației. Da, dacă e cineva să... Domnul Ligu, domnul Vătaru. Domnul Vătaru. Nu știu să ceva? Da. Domnul Ponești. Din ceea ce aș citit din materialul care l-am avut la noi, aici spune clar, proiectul de hotărâre privind transformarea unui post funcție publică de execuție. Și acum vin cu întrebarea pentru dumneavoastră, doamna secretar, că dumneavoastră cred că sunteți cea îndrăgită să ne dați răspunsul. Vă rog. Deci, când se face o propunere în speță pentru un proiect de hotărâre, se spune cine se va face nominal, acea persoană, vreau să o știu. Eu personal, din ce am spicuit, înclin să cred că acest post, și vă rog să-mi răspundeți cu sinceritate, acest post care se vrea a fi înființat, nu cred că este de la noi din primărie. Una la mână, bănuiesc, după mine, cred că vine cineva prin transfer. Așa gândesc eu. Nu. Bun. Pentru că dacă postul de consilier 1, grad profesional asistent, nu cred că avem. Avem pe cineva? Nu. Atunci, cum se face că scoatem postul de consilier grad asistent care se referă? Deci postul de consilier grad superior asistent se referă la cineva care are studii, doamnă, care are, nu are studii superioare, da? Și cel de asistent e cu studii superioare. Deci și cel cu grad profesional superior se referă la cel cu studii superioare. Cel cu grad profesional asistent se referă la cel cu studii medii. Dați-mi voie să vă contrazic. Bun, contraziceți-mă. Da. Funcțiile sunt de debutant, asistent, principal și superior. Cele patru grade se dau în funcție de anii vechime. Posturile de consilier, toate, la nivel de administrație publică, sunt cu studii superioare. Posturile de referent din cadrul aparatului de specialitate sunt cu studii medii. Postul pe care îl scoatem, nu îl scoatem la concurs, ci doar îl transformăm, pentru că sunt persoane care au cel puțin 9 ani vechime și se pot încadra pe postul respectiv și îi se poate mări salariul. Puteți să ne spuneți despre cine este vorba? Deocamdată nimeni nu mi-a solicitat lucrul ăsta. Dar sunt oameni în primărie care au cel puțin 9 ani vechime și pot să se ducă pe postul ăla. Dacă vor. Doamnă, s-a spus că noi ne contrazicem. Deci, practic, noi ne contrazicem acum. Deci, noi ne contrazicem. Nu, serios, nu. Pe bune, acum, nu vreau, nu vă supărați pe mine. Deci, consilierul unui grad profesional asistent... Da, care are până în 5 ani vechime. Asta deci, nu trebuie... Deci, să specificăm, să înțeleagă și colegii noștri, da? Că poate unii nu înțeleg. Consilier grad de asistent, așa? Deci, nu trebuie să ai studii superioare. Da? Deci, nu prevede în statutul de... Poftim, în statutul de funcție, nu prevede ca să am studii superioare. Gradul superior de asistent, gradul profesional superior. Deci trebuie obligatoriu să am studii superioare. Permiteți să vă aduc organigrama pe care ați dat-o dumneavoastră, în care scrie foarte clar că postul de consilier este cu studii superioare? Mă duc până jos. Doamnă, stați, nu mai aduci. Vă referiți că am votat-o eu personal? Nu, Consiliul Local. Asta când s-a întâmplat? Asta când s-a întâmplat, doamnă? Cred că de prin 2000 încoace. Doamnă, deci dumneavoastră, vă rog frumos, să nu faceți confuzii. Din 2000 și noi suntem în 2015. Deci eu am mandatul de consilier din 2012. Deci clar nu am votat. Asta e iunie. Organigrama din iunie. Mă rog, deci dacă nu vreți, dacă nu vreți să răspundeți, deci acest post, eu, deci după mine... Haideți ca după mine. Haideți ca după organigrama, ca să nu le mai încercăm degeaba. Așa este, practic. Și când îi dăm cuvântul domnului Vacaru, da, bine, domnul Vacaru.
Personal, persoană. Nu mai poate consemna persoană. Nu, ce putem că trebuie să noteze. Nu, să noteze, da. Da. Domnul Vară. Cine? De la că am vorbit și tu de doamna luna trecută și n-a apărut proiect verbal, că doamna s-a plimbat să ne aduc un altul. Așa că și la zi de proces verbal. Nu-i trebuie să procesul? Da, acum te înregistrează aici, domnul. Nu, că asta nu rămâne. Vă duc să procesez anchete din vreun locuri. Și dați proces verbal de filmare? Vă spuneți că sunt un ial ăsta, ca să transmite de noi. Sunt fericit. Nu mai dăși de asta. Pauză de apă. Așa devii profesionist. Nu are filmă. Nu, no, ea nu e executor. Filmează acum, mă filmează. Trebuie să mărești salariul să ascult cu două. Cer permisiunea președintelui să iau și o loc undeva. Da, da, da. Dar pare și un altul. Dar mai aproape, cum îmi poate să te scoți în el rău. Poate mă pătrunat. Poate te n-ai dat. Vreau și cu tare să revizăm pe concurență, nu așa? La o firmă. Am început să vă plac cu televiziunea. Nu, dar intrăm poate și poate revizăm pe concurență. Să știți, colegii mei nu s-a matur să filmezi ei. Dar ce nu știu cu banii, nu spun că atunci. Înțeles că răspunsul este dat în funcție de care cine solicită. Sigur că da, există un drept asalariat, pentru că dorește. Da. Da. Deci este un drept, nu că vrem sau nu vrem. O întrebare și eu. Vă rog. Deci, având în vedere că acest post este disponibil, zice practic. E vacant. E vacant. Da. Oricine poate concura, nu? Oricine. Nu poate. 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 Pe ce criterii prinde acest post? Concurs. Dacă, dacă mai este mai mult de o persoană, se dă testare profesională. De asta, deci, da. Da. Deci dacă vrea mai mult de o persoană, de exemplu, vreau eu și doamna Gabă pe funcția asta, noi două vom da testare profesională la Prefectura Bacău, cel care ia nota cea mai mare, deci, intră pe funcție. Sigur că da. Cu testare, pentru că este funcție publică. Da. Deci, domnul președinte, da. La birou banii, în componența lucrătorului, da, mulțumesc. Doamna Bodron, studiu superioare, deci exact încadrată pe la care este consilier, grad, consilier 1 grad profesional superior. Mai face parte doamna Anton Marcica cu studii medii, Andra Rancuța cu studii superioare. Și după aceea urmează post vacant, 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 3. Numai unul de consilier, unul asistent cu studii superioare. Deci, în speță este vorba despre acest post, care, după spus de doamna secretare, să fie ocupat de către una din persoane, deci. Oricine, oricine. Adică de la altă compartiment. De orice compartiment. Dar care... și bază, atunci încadrăm doamna care arhivar se percepe la chestiuni de urbanism. Oricine care îndeplinește guardă... condițiile. Deci condițiile sunt să aibă studii superioare, tehnice, să aibă 9 ani vechime, să nu aibă sancțiuni disciplinare. Deci, cu condiții, nu putem
E bine, am înțeles. Dar duci și unul din compartimentul resurse umane, să spun. Da. Care nu are nici clinici în mâine cu urbanism. Are 9 ani vechime și condiții de bază și hai să-l încadrăm. Așa vedea dumneavoastră. Da, domnul, da, fiți sinceri și dați-ne răspunsul, că asta e. Păi dacă, exact cum a spus antevorbitorul meu, dacă luăm pe cineva care nu este competent, băi, dar nu-i de râs asta, deci... Nu putem băga un om decât care are anumite condiții. Condițiile sunt de astea. La urbanist nu poate să fie decât să aibă studii tehnice, să aibă 9 ani vechime, să nu aibă nicio sancțiune disciplinară, nici măcar avertisment, nimic. Și domeniu? Studii tehnice, că de exemplu, eu am lucrat la altă primărie, aveam studii juridice, dar lucram la birou achiziții publice ca inspector, deși eu eram jurist de meserie. Așa și aici, poate să fie un inginer care lucrează pe dușul, păi șef SVSU, să zicem, dar nu știu ce studii are Simona. Să zicem, așa, zicem, ea este inginer de meserie, dar e șef SVSU. Legea nu spune ce fel de studii superioare să aibă, da? La un moment dat, fata, au făcut 9 ani. Băi, sunt studii tehnice. Mă duc la urbanism. Îmi permite legea. Adică, cum se permite legea dacă nu e specialist? Tu trebuie să dea un concurs. Deci dacă spun, dacă îndeplinește criterii. Dacă nu îndeplinește criterii, nu. Dar evident că o să cadă la înțelegere să nu cantieze doi. Doamne, și cine... Deci dacă ești tot persoană, și... dar nu poți nu dă concurs. Doamne, deci, dacă e persoană... Părerea noastră este în felul următor. Nu dă nimeni, nu ocupă nimeni postul până nu dă concurs. Doi oameni de acolo. Eu vreau să trec cu postul de la... Așa, doamnă, băi, dar de ce nu suntem transparenți și să spunem lucruri pe nume? De ce ne mai ascundim atât? Ne băgăm sub masă, iar ieșim după gol. Haideți, domnule, să fim o dată transparenți, domnule. Pentru ce? Dar ce? Aici ce suntem? Aici venim la eșafot la această ședință? Nu, doamnă, eu cred că nu venim la eșafot. Eu cred că venim, aici cerim dos, cerim transparență, adică nu... Pentru că e normal ca eu să devin suspicios prin acest proiect, dacă... Mi se pare corect ca să întreb, nu? Dacă vine altcineva de afară. Da. Și noi ne luptăm pentru cineva din această comună ca să angajăm, nu? Deci nu scoatem post la concurs. Poate vine prin transfer. Dar nu scot la concurs. Deci, dacă nu scot la concurs, nu... Bine, doamnă, mulțumesc frumos. Mulțumesc, doamna Puntar, pentru răspuns. Asta așteptam, dar din... O jumătate de oră atât durează ca să mai prelungim ședința, jumătate de oră ca să aflăm un răspuns. Dar ai întrebat asta. Ba da, am întrebat. Deci am fost foarte, doamnă... Cum n-am întrebat? Am întrebat cine vine pe post, doamnă, de la început și am întrebat cine vine pe post. Pe atunci, de ce nu sunteți deschiși la dialog și transparenți? Pe ei am întrebat treaba. Păi da. Ține câte o oră, câte o răspuns. Mergem mai departe, dacă s-a încheiat... Să punem la vot. Nu mai eu. Să punem la vot și... Faceți mișto de mâine. Martină... Nu, am zis să specifice că cei care vă ocupă post PST trebuie să dea concurs. Deci, automat, sunt două persoane. Dacă sunt două persoane, se vede. Dacă nu se dă. Dacă este unul sigur, se merge prin transfer. N-am putut avansa la serviciu fără examen. Vă înțelegeți? Vreau să vă spun ceva așa logic. Eu am venit pe postul ăsta prin transfer. Eu n-am plecat prima dată. De la reparație am plecat. Deci ca să ajung la stația unde am lucrat, eu am dat exemplu fiecare post. Eu am venit și am fost 2-3 inși pe post. Nu, domnul Martin, dați-mi voie să nu fiu de acord cu dumneavoastră, pentru că ați zâmbit ironic, așa și a susținut. Deci doamna se poate angaja. Dar n-am zis eu, mă, doamna, când am... Martin, nu mai vorbiți. E doamna contabilă, dacă mai e cineva care îi dă concurs, dacă nu... Dacă nu... Domnul președinte, să stabilim niște reguli înainte. Deci vă rog frumos să stabilim niște reguli. Vă rog frumos, deci dumneavoastră știți, eu la fiecare ședință sunt puțin mai vulcanic. Dacă îndrăznește vreun președinte, oricine, eu n-am fost vulcanic cu nimeni. Dacă îmi expun un punct de vedere și nu mi se dă un răspuns cu orechi și la obiect, atunci mă enervez. Dar nu vreau să-mi impună președintele, spună gata, gata. Deci vă rog frumos să păstrăm niște limite. Mulțumesc frumos. Hai să mergem. Domnul președinte. Dar în statul de funcție, doamna Gabor Liana e șef de birou la compartimentul contabilitate. Părăsește compartimentul ăsta? Mai plec și eu, mă mai mut în altă parte. Vreau să mai trăiesc pe câțiva ani. Deci părăsește compartimentul, da. Trece dincolo la urbanism, ca să prindu postul, retribui mai bine bani.
Nu. Nu. La mine e salariul șef serviciu mai mult că lei. Are salariul mai mare decât un consilier. Da. Șeful același salariu. Eu știu, doar v-am tot rugat să ne aduceți nici nouă la cunoști. Același salariu, la e puțin mai. Nu e așa mult stres. Mai mult. Cu alt cuvânt, deveni vacant postul de contract. Da, și mie vreau. Dar stați puțin, dar nu acum pe mâini. Bun. Înainte de a vota, ca să nu spuneți că suntem părtinitori unul cu celălalt, da? Sau că am făcut aranjamente. Deci nu vreau să ni se spună chestia asta. Bun. Dar de ce nu spuneți? Doamne, vreau să părăsesc postul ăsta. Să vină altcineva. Deci spuneți aici în ședința asta, aveți curajul să declarați în ședință public. Vine cineva în locul dumneavoastră? Cine vine în locul dumneavoastră? Dar uitați-vă, ne uităm amândoi, unul în ochii celuilalt. Fiți sinceră, doamnă. Așa cum eu sunt sincer și transparent, vă rog frumos, fiți sinceră. Vine cineva pe postul dumneavoastră? Nu, eu îl țin șteaptă. Se dă concurs. Așa, doamnă, spuneți, ca să știi că dumneavoastră veți face cumul de funcții, veți face... Da, pe același salariu. Nu, există așa ceva. Poate pe unii, dacă îi credeți... Citiți, nu, doamnă, nu există. Nu, doamnă, eu vă dați... Doamnă. Este mult și licitiv. Și suntem trei oameni. Da. Dumneavoastră, la acest salariu, eu credeți-mă, din suflet, dacă aș putea să fac ceva pentru comunitatea noastră și sunt, care lucrează în această primărie, oameni care sunt retribuiți cu salarii de mizerie. Le-aș da, sincer vă spun, le-aș da din inimă 20 de milioane. Le-aș da sincer cu... Pentru că mi-e milă și de femeia de serviciu, și eu știu că fiecare angajat din această primărie muncește de nu se poate. Lumea este necăjită. Ce să mai... De vreți să vă spun nominal că are, nu știu, ca să... Nu, eu nu cred că vă doriți să vă dau nominal. Dumneavoastră, eu știu retribuția la fiecare din primărie. Nu vreau să dau. Dar e femeia de servici care muncește aia săracă, vai mama ei, care ia 700-800 și oameni de lei. Da. Totuși se dă pe pregătire, mă. Nu se dă că are acutare. Că mi-ai spus și mie, mi-ai spus în președință, că tu nu te distrugi cu 10 milioane, eu mă distrug cu 10 milioane. Și nu vii să spui tu mie că eu țin partea oamenilor din stat cu 10 milioane. Și tu spui mie că nu. Fiecare ia salariu după pregătire. Păi da. Păi și tu vrei la 2 ani să aibă 25 de milioane salariu? Păi nu la 2 ani, dar sunt angajați în primărie. Vrei tu ți-ai spus să intrăm în polemici. Ascultă, nu vreau să intrăm în polemici amândoi. Mă agurizează-te, te rog frumos, că sunt angajați. Sunt femei care lucrează în primărie de 6 ani de zile și au salarii de mizerie. Nu te supăra. Dar poate v-ați aclat pregătirea. Păi da, păi știi, da, nu are pregătirea. Bun, și atunci eu zic că madame Simona sau madame, nu știu care, e competentă, ține două poze. De ce nu se dublează salariul? Hai să-i serios, gata. Hai să trecem la vot și să votăm cine este pentru. Stați așa. Domnul Popușeală. Nica. Domnul Nica. Deci 4 pentru, da? Abțineri? Care sunt urmele, Părinte? Martin, Mica, Abade și Amădân. Abțineri? Abțineri. Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 al Comunității Cotroceni, județul Bacău. Consiliul Local al Comunității Cotroceni, județul Bacău, prezentă în ședință ordinară. Da. Având în vedere adresele numărul 2827, respectiv 2828, din data 24.09.2015, întâlnite de către AGFF Bacău, referatul numărul 1813 din 9.10.2015, domnit de către doamna Gabor Liliana, salariat în cadrul aparatului de specialitate a primării Comunității Cotroceni, și expunerea de motiv de numărul 1815 din 9.10.2015, formulată de către domnul viceprimar al Comunității Cotroceni, raportul de avizare registrat cu numărul 1814 din 9.10.2015, domnit de către compartimentul contabilitate, din cadrul de aparatul de specialitate a primarului Comunității Cotroceni.
Așa, hotărăște. Se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Târgu Trotuș, județul Bacău, conform anexei numărul 1, la prezenta hotărâre prin suplimentări de credite bugetare și virări de credite bugetare. Doamna contractă, la ministru. Conformitate cu prevederile articolului 30 din legea 273/2006 privind finanțarea publice locale, cu modificările și completările ulterioare, legea educației naționale numărul 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, avizul inspectoratului școlar județean Bacău, cu baza deciziei șefului administrației județene a finanțelor publice Bacău numărul 19 din 24/9/2015, vă comunicăm modificarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor decentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor pentru bugetul dumneavoastră pe anul 2015. Aceasta este adresa de la Bacău, prin care mi s-au luat 150.000 din sume defalcate din TVA privind salariile, sporurile și alte drepturi salariale, inclusiv contribuțiile aferente în învățământul preuniversitar de stat. Și, drept urmare, s-a diminuat la capitolul 65 cu 150.000 lei. De la capitolul autorități publice am luat 50.000 și am transferat la asistență socială pentru plata indemnizațiilor și salariilor asistenților personal. Și cam asta e modificarea din rectificarea. Ce se înscrie la cuvânt? Levin Martin. Și atât. Da. Deci, din 150.000 este, am discutat cu doamna contabil, am văzut că i-a cerut, am citit că nu aveam, nu intrasem în posesia hârtiilor de la ANAF. Deci, de la autoritățile publice luăm minus 50.000 de lei, luăm 50.000 și dăm la asigurări și asistență socială. La indemnizații și salarii. Deci, puteți să-mi răspundeți dacă acești bani nu mai erau pentru a plăti personalul la asistență? Nu, nu mai erau. Nu mai erau, da? Deci atâta vreau să întreb, adică nu mai erau. Bun, mulțumesc tare mult. Eu vreau să vă întreb, doamna contabil, referitor la așa, care au persoanele care sunt reprezentate. Da, asistență personală. S-au primit niște bani pentru sport. Acum a venit un control și după aceste persoane se retrag bani înapoi de forul lor de vechime. Vă pot răspunde eu. Și am înțeles că persoanele respective au fost angajate la noi la primărie, au intrat în șomaj, au avut între șomaj și reangajarea din nou o pauză? Nu cred că speța este asta. Păi sport de vechime, dar s-a întrebat dacă nu are. Haideți să vă spun ce s-a întâmplat. Noi avem 24 de asistenți personali. Da. Din cei 24, o persoană a fost nemulțumită de salariul care i-a fost dat și a făcut o petiție la Prefectura Bacău, prin care a spus că nu este mulțumit, că nu îi se regăsește sporul de vechime în salariul de bază. Prefectura Bacău s-a autosesizat, a trimis ITM-ul, Inspectoratul Teritorial de Muncă, la nivel de primărie. În 23 au venit cei de la inspectorat. Ne-au luat doar, a fost controlul tematic, doar pe asistenții personali. S-au recalculat toate salariile din 2014 la toți asistenții personali, iar dintr-o eroare, asistenții personali au fost angajați așa. Salariul de bază. Să vă dau un exemplu. O salariu de bază, îl avem pe domnul Forcoș, care știe foarte clar. Așa. La un asistent personal, să spunem că are salariul de bază 500 de lei. La el se adaugă sporul de vechime cât are, în funcție de câți ani are vechime. Dacă 500 de lei ăștia, adunat cu sporul de vechime, nu ajunge la salariul minim brut pe economie care este aprobat de stat, ăla care la momentul ăsta este 1050, noi trebuie să dăm o sumă compensatorie și să-l ducem pe om să-l aliniem la 1050. Din eroare, fostul secretar ce a făcut? S-a dus la salariul minim pe economie, cum era anul trecut, 975 de lei, și a pus sporul de vechime la el. Când a pus sporul de vechime, a ajuns undeva la un 12 milioane. Dar ordonanța 330 spune foarte clar, când te duci pe salariu minim brut pe economie, nu-i mai pui spor de vechime. Sporul de vechime este deja inclus în salariul minim pe economie, aprobat de către guvernul României. Din cauza asta,
asta. Deci din 2014 s-a dat un spor de vechime la toți oamenii ăștia și avem 14 persoane. Cel mai mult trebuie să dea înapoi 40 de milioane, cel mai mult trebuie să, cel mai puțin 2000 de lei. Aici am vrut să ajung. Da. Pentru o persoană care are grijă de un copil cu handicap, 2 milioane face mult pe lună. Ca să în 7 luni, trebuie, în 7 luni trebuie să dea bani. Nu. Nu. Legea ne spune așa. Noi trebuie timp? Oprire punem în maxim 30% din salariul pe, din bănuții pe care îi ia în mână. 30% dintr-un 770 cam cât iau ei, ar veni undeva la un 2 milioane. Am convenit la nivel de primărie... Deci dăm exemplu copilului Socaci. Dați-mi voi. Da. Am convenit la nivel de primărie în felul următor. Mă, nu putem să ne luăm 2 milioane, să suntem câini. Aici vreau să... Hai să le luăm 1 milion. Pe bilon, dar luăm cât bilon, da. 1 milion, așa. Exact. Pe și așa se vor lua bănuții. Așa vreau să... Da. Și din cauza asta sunt dispozițiile astea de propriere, din cauza asta sunt alte dispoziții prin care s-au aliniat salariile corect la salariul minim brut pe economie la nivelul zilei de astăzi și din cauza asta deja pe un milion care îi fac în luna respectivă, da. Noi trebuie să-i recuperăm, dar suntem oameni. Deci el fiind, zice, cum a fost cu șomaj? A rămas și o pauză până când i-am angajat din nou, a rămas un termen. Primești continuare pe spor de vechime, salariat? Sigur, dar de vechime se calculează. Nu se calculează sporul de vechime pe timpul șomajului. Pe timpul șomajului, just, sporul da. De vechime se va calcula în momentul pensiei. La pensie, când iese la pensie, se calculează și sporul dar sunt unități, pe timpul șomajului. Sunt unități în care ai încetat activitatea și te duci din nou la ei, nu-ți mai dă spor de vechime, o iei de la zero. De asta m-am întrebat. Deci la primărie se dă. Nu, în administrația da, mulțumesc, atât. Da, nu mai bine, nu? Votăm. Mai era... Da, atât. Atât, nu. Da, atât. Da, cine este pentru? Mâine sus că se vede mai clar. Da, domnul Moise. Singur? Așa, și domnul Forcoș. Da. Abține? Era un doi. Bun. Trecem la următorul punct. Hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare pentru trimestrul 3, 2015. Consiliul Local al Comunei Târgu Jiu, județul Bacău, întâlnit în ședința ordinară data de 16.10.2015. Având în vedere referatul din 1860-1950, într-o mică doamna Gabor Miriana, s-a reiat în cazul aparatului de specialitate al primăriei a primarului Comunei Târgu Jiu, expunea din motive numărul 1818 din 90-2015, formulat de către domnul viceprimarul Comunei Târgu Jiu, și raportul de avizare registrat sub numărul 1817 din 90-2015, întocmit de către compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Târgu Jiu, județul Bacău. Hotărăște. Se aprobă execuția bugetelor întocmite pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare pentru trimestrul 3-2015, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Se aprobă execuția bugetelor întocmite pe secțiunile de funcționare și dezvoltare de trimestrul 3-2015, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Execuția bugetului local pe trimestrul 3-2015, întocmit pe secțiunea de funcționare. Venituri proprii, prevederi bugetare trimestrul 3-3-1764, încasări realizate 3958, din care venituri proprii 622 și încasări realizate 557. Cote și sume defalcate din TVA, prevederi bugetare 723, încasări 679. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local, 2728 prevederi bugetare, încasări realizate 2702. Sume din TVA pentru drumuri comunale, prevederi bugetare 37, încasări 0. Subvenții de la bugetul de stat, 120.000 prevederi bugetare, încasări 20.
lua capitolul cheltuieli, pe secțiunea de funcționare, total cheltuieli 3.764 prevederi, 2.861 încasări realizate, în care autorități publice 533, încasări realizate 444. Transferul cu caracter general, prevederi bugetare 27, încasări realizate 21. Ordine publică siguranță națională, prevederi bugetare 40, cheltuieli 22. Învățământ, prevederi bugetare 1598, cheltuieli 1372. Cultură și religie, 206 prevederi, 194 cheltuieli. Asigurări și asistență socială, 517 prevederi, 440 plăți efectuate. Locuințe, servicii de dezvoltare publică, 390 prevederi, cheltuieli 146. Protecția mediului, 100, în care cheltuieli 56. Agricultură, silvicultură, prevederi 40, cheltuieli 17, transportul 313, cheltuieli 219. La secțiunea de dezvoltare a venit cu total 736, încasări 193. Sumele primite de la FADR pentru proiectul 108, prevederi 101 încasări și subvenții de la bugetul de stat pentru proiecte 32 la prevederi bugetare, încasări 42. Cheltuieli la secțiunea de dezvoltare, avem prevederi total 736 și s-au făcut plăți de 137, din care locuințe, servicii și dezvoltare publică, prevederi 70, cheltuieli 27 și protecția mediului 566, cheltuieli 34. La 70, la 84, 566 prevederi și 76 cheltuieli. Cât am spus, domnul? La protecția mediului nu este, este 50. E o întrebare care nu vă adresez direct dumneavoastră. Atât vreau o singură întrebare la mobilizul sunt de aici, de la secțiunea de dezvoltare pentru trimestrul 3. La învățământ, de ce nu avem nimic? Avem 0. Bine, așa văd la autorități publice 50, încasări 0, la cultură 50, 0. Eu am greșit când a redactat, au dus cu mult mai sus. Deci, ce este la învățământ, e mai jos. Păi, bun, atunci ce avem la învățământ? 50 avem la prevederi și nu sunt cheltuiți nimic la învățământ. Bun. Deci a trebuit toate cu un rând mai sus. Nu mai puțin. Bine, puteți să vă duceți, că nu știu. Deci, întrebarea... O să le adresez această întrebare colegilor mei, în speță domnului Abadiu. Când avem, din la fiecare ședință, am să spun, deci la fiecare ședință, din când am început mandatul... La ședință. Nu. Deci, de când am început mandatul, am să-ți continui. Și am continui până mi se va încheia mandatul. Ce putem să facem? Ce putem să facem? Vă cunosc. Ce putem face cu grupul social de la Școala Târgu Trotuș. Mă interesează foarte tare. Deci mă interesează, deci am învățat în acea școală și cred că toți de aici am învățat în acea școală. Vreau să știu când se poate face ceva, să fie ceva viabil acolo la școală. Când se poate face, domnule, un grup sanitar? Sau dacă nu, pot veni eu cu o inițiativă. Nu putem merge din poartă în poartă să strângem bani? Nu se poate, nu? Vă rog frumos. Stadiul actual al proiectului pentru realizarea grupului sanitar la Școala Trotuș este în stare de prospecțiuni geologice. Așa, proiectul este dat la doamna
cum spune doamna Stoica, și cu domnul Stoica, care au venit aici, au luat legătura cu doamna directoare. Deci cred că într-o săptămână la avem. Am făcut mă sărătorii anul ăsta. Domnul Aurelu, eu sunt pe proiectanți și știi mai bine ce este vorba aici. Așteptăm în proiect să devină proiect, da? Am înțeles. Mulțumesc pentru plăcere. Dar la vine cu plăcere. Dar de 4 ani așteptăm să vină proiectul. Așteptăm o săptămână. Deci, domnul consilier, putem să, cum am așteptat, am zis din 4 ani, deci de 3 ani și ceva, haideți să vedem și pe asta, o săptămână asta. Da? Să o vedem, da. Așteptăm, să o vedem și pe asta. Da, trecem la votare. Nu. Vreau să știu și eu la transportul, unde se duc bani, ce facem cu drumurile astea, ne rupe mașinile, trebuie să... Ce facem? Mai putem băga cea la balasul? Da, de ce să băgăm balasul? Dar la mine, acolo trebuie balasul, la frate. Nu se place, nu are trebuie, în altă parte, nu e nici balasul. Dacă n-am băgat balasul, ne-am băgat. Să fac canalizare. Eu am canalizare. Cât a costat reparația drumurilor de la ultima reparație? Când s-a băgat niște balasturi, niște utilaje, trebuie să ne explicați. Unde ați participat și dumneavoastră ca și consilier, da? Da, nu mă. 48.480 de milioane tuta și 400 de mișoare. Da. Și acum se poate, deci, după ploaia asta, da, să se trimeată un utilaj să niveleze un pic de ori. Intervenim noi cu... numai cu grederul. Și la noi, cu și grederul. Deci, într-adevăr, ploaia a fost și bună, dar... Acum e momentul și este un pic... O să intervenim cât de curând. Și la Francesc Mitterrand. Și la Francesc Mitterrand. Eu da, o să punem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă. La următorul punct. Hotărâre pentru aprobarea prelungirii contractului de închiriere numărul 824 din 25.03.2004 privind pe S.C. Mir Cristi S.R.R. cu sediul Comuna Târgu Trotuș, județul Bacău, ca obiect închirierea spațiului din incinta Comunului Cultural Tuta. Având în vedere cererea adresată sub numărul 1510 din 21.08.2005, formulată de către S.C. Mir Cristi S.R.R., prin care se solicită prelungirea contractului de închiriere pe o perioadă de 5 ani. Preferatul întocmit de către compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului și înregistrat sub numărul 1819-90-2015, expunerea de motive numărul 1821-90-2015, formulată de către domnul Abab Ionel, viceprimar al Comunei Târgu Trotuș, și raportul de avizare înregistrat sub numărul 1820-90-2015. Hotărăște. Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere numărul 824-25-03-2004, având ca obiect spațiul în suprafață construită de 28 de metri pătrați, anexă la fostul cămin din Butan, și terenul liber de construcție în suprafață de 55 de metri pătrați, închiriate de către S.C. Mir Cristi S.R.L. Târgu Trotuș, pentru desfășurarea unor activități comerciale. Valabilitatea contractului se prelungește prin act adițional pe o perioadă de 2 ani. Dacă în această perioadă clădirea va fi demolată în baza unei autorizații, locatarul se obligă ca în termen de 30 de zile să rezilieze contractul de închiriere. Se împuternicește domnul viceprimar Abab Ionel să semneze în aceleași condiții contractuale actul adițional de prelungire a duratei contractului de închiriere prevăzut la articolul 1 din prezenta hotărârii. Cine vrea să... Domnul Abădăni, domnul Ion Telu, domnul Moise, și atât. Domnul Abădăni. În legătură cu acest punct de pe ordinea de zi, eu am inițiat o clauză. Deci noi... condiția în care se va vota acest punct, clauza să fie următoarea.
Înainte cu 90 de zile de a se rezilia contractul, în cazul că va interveni o altă de hotărâre de interes local mai importantă, să fie anunțat firiașul cu 90 de zile înainte, ca să, în perioada asta să poată să-și vândă marfa de acolo, să nu mai stocheze altă marfă și, și altele. Deci, în cazul ăsta, dacă noi punem clauza asta în față, părerea mea e că, adică cel puțin eu, sunt de acord cu închirierea spațiului. Domnul Lider. Deci, stimați colegi, de ce văd aici, nu știu dacă aici este o hotărâre care spune așa, privind prelungirea termenului de închiriere a unor bunuri imobile care aparțin domeniului public al comunei. S-a strecurat în mod voit că la hotărâre aici se spune așa, să peste ce a spus domnul Avădănin. Se spune așa, se aprobă prelungirea termenului de închiriere cu 5 ani. Ați văzut așa ceva? Da? Da. Bun. Noi ce facem acum? Îi dăm omului 2 ani sau 5 ani? Cât dar îi dăm? Dar uitați-vă de când e hotărârea aia. Are număr pe ea. 29-10-a. 2000 cât? 10. Da. 2010. 2010. Deci, da. Aia este da. Ultima hotărâre. Da, ce scuze, bun. Da. Exact cum a spus și domnul Avădănin, haideți să, eu zic să nu să facem, nu cred că a cerut acest colega nostru, nu cred că a cerut ceva ieșit în comun. Bun, 2 ani de zile, exact cum a spus și domnul Avădănin, și dacă a făcut un contract, există acel contract scris, ați făcut dumneavoastră între dumneavoastră, nu, ca și contractul, nu s-a făcut un contract. Încă nu avem, până nu avem o hotărâre de Consiliul Local, nu putem face un contract. Păi stați puțin, nu. Cu condiții. Deci noi acum votăm acest proiect de hotărâre cu condiția că în termen de 90 de zile, în momentul dacă l-a apărut ceva, că domnul respectiv, dacă nu a venit la următoarea ședință, ședința n-a trecut, după cum știm. Dar omul a spus că mai are acolo avizul primării, autorizații de funcționare, nu știu ce mai are acolo, nu putem ca să facem chestia asta. Eu zic că răspunsul domnului Avădăn este pertinent. Mulțumesc. Domnul Vasea. Acolo avem trei chiriași. Am văzut trebuie să încadreze. Poftim? Plus trebuie să încadreze. Trebuie să se încadreze și să fie acea clauză anexată la contractul domnului Văcare, să fie valabilă și la ceilalți chiriași. Da. Vom face acte adiționale la toți chiriașii din clădire. Da. Da. În spate, nu din clădire noi. Și pentru spate. În caz, dacă mai e interiere, nu-i valabil. Mai puțin, îmi cer scuze. Mai e o mică problemă, adică o paranteză. Mi-a scăpat, mi-am adus aminte. Mă las pe tine. Da, scuze. Doar trecută doamna Dana, când am avut ședință, din cauza asta a intervenit discuțiile astea, că se aproba de data trecută, fără nicio problemă, a precizat foarte clar că dacă acea clădire are spațiile închiriate, intervine o problemă, se poate demara. Da, procedură. Dacă în interiorul contractului nu a fost stipulat, nu a fost trecută o clauză contractuală, că se poate rezilia contractul în anumite condiții. De asta am intervenit eu. Nu a fost trecut. Contractul cadru zicea, păi se închiriază pe perioada de 10 ani. Atât. Noi venim în act adițional cu clauză contractuală pe care, în care spunem exact ce a spus. Ok, și încă o dată mă repet, de asta am intervenit să fie valabil și pentru ceilalți contracte. Asta am și scris acte adiționale pentru cele trei societăți. Numai puțin. Ca o paranteză, am uitat să... Deci cu asta vreau să încep prima dată. Nu știu dacă colegii mei sunt în măsură sau dacă virgulă cunosc. Ceva dacă vă spune Moise, domnul Moise, și-a făcut în interiorul cimitirului fosă doamnă. Domnilor, fosă. Cu emoțiile respective. Doamna secretar, Deci, la următorul punct,
Așa. Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnici, tehnico-economici ale proiectului de investiție, modernizare, drumuri locale, statele de Cutrocuș și Cușoara cu Cutrocuș, în cadrul proiectului național de dezvoltare rurală, sub măsura 7.2, investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică. Având în vedere referatul numărul 1839-2015, întocmit de către biroul urbanist, prin care se solicită aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiție, modernizare drumuri locale, satele Târgu Trotu și Mișoara, județul Bacău. Expunerea de motive numărul 1837-2015, formulată de către domnul viceprimar al comunei Târgu Trotu, raportul de avizare registrat sub numărul 1836-2015, numit de către biroul urbanism, în cazul aparatului de specialitate primarului Comunei Târgu Trotu și avizul comisiilor de specialitate în cadrul Consiliului Local al Comunei Târgu Trotu. Hotărăște. Se aprobă documentația tehnico-economică pentru proiectul modernizare drumuri locale, satele Târgu Trotu și Mișoara, Comuna Târgu Trotu, conform anexei numărul 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Finanțarea obiectivului de investiție se face prin proiectul național de dezvoltare rurală sub măsura 7.2, investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică. Lucrările ce vor fi executate pe teritoriul administrativ al Comunei Târgu Trotu, județul Bacău, vor fi prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției. Îmi prezintă cineva ceva la așa ceva? Da? Sau să fiți la cuvânt? Da? Domnul consilier, ceva? Domnul Moise? Este consilier și așa, unde ce? Și așa, unde ce? Da. Mulțumesc, domnul președinte, doamnelor și domnilor, vreau să vă aduc la cunoștință că o greșeală, nu știu, de redactare, cine, dumneavoastră, doamna contabilă, ați făcut? Doamna Bodron. Doamna Bodron, să-i spuneți că aici, la noi, aici, la costurile estimate ale investiției, nu este suma de 4.000, că asta înseamnă 4.000 de RON, înseamnă 1.000 de euro. Deci înseamnă 4.697.000. Da. În hotărâre e scris corect. Ceea ce înseamnă. Probabil, dar la ce ne-a parvenit nouă consilier, nu avem. Spatele deci anexă e trecut corect. Mergeți în spatele. Mă rog, nu am ajuns în spate, o să spicuiesc din spate. Da. Să studiez, pardon. Deci ar fi 1.056.000 de euro. Da. O întrebare care... Nu știu cui să o adresez. Doamne contabile, domnilor viceprimari, această sumă, noi am studiat puțin materialul care l-am avut la dispoziție, se referă la drumurile comunale din Târgu Trotuș și Vișoara. Aș vrea să știu mai exact ce drumuri vor fi asfaltate, când vor fi asfaltate, dacă s-a început un proiect, pentru că deja cu vreo câteva luni în urmă discutam despre acest proiect. Nu știu, dar foarte vag a început o discuție, mă rog. Și dacă vă gândiți că pleacă de la primărie, să spunem, cu asfaltarea și nu se duce până la cimitir, nu mai faceți, domnilor. Pentru că această asfaltare nu trebuie să treacă numai până la colțul străzii, până la următoarea mea casă. Deci după aia să trecem. Pentru că trebuie să ajungă până la cimitir, vă dați seama. Asta vreau să întreb. Și vreau și un răspuns. Asta e drumul de domnul. Răspuns, le citeți. Astea drumurile din Trotuș, iar Mișoara are un singur tronson. Păi da, dar... Are legătura Trotuș cu Târgu. Nu, dar răspundeți-le acum. Eu vreau ca să răspundeți-le astea. Uitați-vă pe proiect de asală. Eu nu mă uit pe proiect. Dumneavoastră trebuie să-mi dați răspunsul. Păi nu le citiți pe toate. Deci, ia drumul de aici, de la primărie, să începe până la cimitir? Absolut. Nu, asta vreau să știu. Acest proiect este făcut cu fonduri europene, să știți de asta, că nici o virgulă, nici un milimetru nu ne putem abate de la proiectul care, de la cel inițiat. Pentru că oamenii au auzit că trece drumul pe pentru la mine. După aceea se face în dreapta, nu știu, mă rog. S-a făcut mare efort. Nu de noi. Nu e neapărat de noi care am venit acum de câteva timp. Bun. Când vor începe aceste lucrări? Prima ocazie când intră șerzi, îi dau un traseu unde trebuie niște apropări, niște avizi. Ce înseamnă avizi? Dar eu cred că nu cred că se va face cum s-a făcut la Vișoara, da? Să se ia banii, să se înceapă proiectul, să se bage marinarii în buzunar,
marinarii fiind vănuții, dețișorii, așa și după aceea nu se mai face nimic. Se poate garanta când vor începe. Sau da, așa, un termen, un termen, așa. Garantarea nu sunt garantare. E funcție de avize, deci nu... Și banii nu sunt ai voștri, banii... Doamnă, banii vin în proporție de 80-85%, ar trebui să vină de afară. Deci dacă e absorbit, tot vine de afară. Doamnă, eu vă spun pentru că... Deci 80-85% vin de afară. Așa este. Și 15 sau 20% speță vine la Guvernul României, da? Pe care îi dă. Și cum noi nu putem ști când vor începe asta sau numai asta e praf în ochi și... Nu suntem numai noi, sunt multe comune la rând și depinde de care, cum ajunge acolo și cum uite. Luna noiembrie trebuie să depunem proiectelul pentru avizări, da? Luna noiembrie, da? Deci, să înțelegem nu știu, că... Nu spun o dată, că n-am pus. Nu, dar să înțelegem că la dar trebuie ședință... neapărat să depunem la... Dar la următoarea ședință vom avea, cred că, pe interesul un... Interesul nostru, răspuns, dar... Interesul nostru e cât mai repede. Mulțumesc frumos! Cu cât ai documentația, cu atât poți să fii sigur că ai să-ți absorbăm. Adrian, tu la puțin. Am cerut, nu știu, acum vreo două ședințe, să ni se explice și nouă de ce n-a fost inclusă și Tuta în acest proiect. Fiindcă Tuta, cum vedem noi, nu mai face parte cu una de lucru. Răspund eu, dacă se poate, da? Cu drumul de la Tuta este problema că nu era înscris în drumul de județenii, pardon, care ni s-o promis de la Consiliul Județean că să se facă. Nu știu precis ce fonduri au ei și cum așa. Noi drumul deja l-am trecut, este trecut în județul Bacău ca drum județean și atunci este cu totul altă discuție față de ceea ce discutăm acum. Discutăm numai de drumuri vicinale și drumuri comunale, da? Păi da, dar tot mai sunt și drumuri comunale, nu e drumul tronson nu, de era vorba de exact legătura cu ăsta. Lăsați-mă să vă explic. Spuneți, domnul Moise, da. De tronsonul de drum județean este din capătul satului până aici, la urcarea drumul național. Da. Restul sunt drumuri comunale și ce mai sunt acolo. Deci eu atât pot să vă spun de drumul județean, da? Că s-a trecut în domeniul drumurilor județene din județul Bacău. Și este cu totul alt proiect și altă discuție. Da, aia se știe, dar vorbim că mai sunt și străzi aferente în Tuta care sunt drumuri comunale. De ce nu au fost prins în acest proiect? Pentru că s-a început canalizarea și în mare parte, nu în mare parte, s-a făcut aproape totul. Deci a mai rămas porțiuni din canalizare care nu este terminată. Ne-ați adus aminte și de canalizare. Da. Mai la Dărmănești s-a putut să se facă canalizarea pe lângă drumul național. În Târgu Drodiș nu se poate. Deci eu am circulat săptămâna asta că am lucrat acolo, se lucrează la canalizare în Dărmănești, în Târgu Drodiș și altă lege. Nu s-a putut. Din ce cauză? Din cauza drumului național. Deci și acolo nu-i tot drum național. Nu știu dacă este tot acolo. Deci este tot același tronson. Dar la noi ce am avut pe ordonanța 7 am încheiat. Dar acolo nu este tot ordonanța. Aici și noi am încheiat-o. Deci a fost proiectul prevăzut, am încheiat anul trecut. La ce vă referiți, doamnă? La canalizarea din Târgu Drodiș? Deci prima fază. Proporția de 30. Doamnă, canalizarea din Târgu Drodiș? Da, da. Deci, păi dacă este finalizat, cum puteți să spuneți că este finalizat? Doamnă, cum puteți să spuneți? Atât a fost prevăzut în proiect. Bun. Și cine se ocupă de acest proiect? Trebuie să fie cineva numit din primărie, care se ocupă personal de înaintare. Deci eu am trimis pe cineva la Consiliul Județean, să urmeze să mă duc eu personal, da? Păi dacă nu vă duceți, răspuns, da? Domnul Abami, dacă nu vă duceți dumneavoastră, nu luați frâile în mână și nu vă duceți dumneavoastră, n-am făcut nimic. Nu trimiteți pe X, pe Y și pe Z. Deci vă duceți dumneavoastră. Că de asta... Eu personal. Păi da, normal că trebuie să mă răspund, da? Păi da, toți cei un an și ceva tot stăm. Că dacă în momentul în care ne apucăm în noiembrie de proiecte pentru drumuri ca să asfaltăm, o să trebuiască rigolii, va trebui să asfaltăm și trebuie ca să... Notați că eu sunt doar la acolo la Consiliul Județean, da? Și trebuie, spuneți-mi odată când, nu știu, dar odată măcar voi spuneți în 2020 ca să nu mai întrebăm în ședință. Nu poate înainta nimeni odată. Nu, 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 da, odată, nu, stați puțin, că eu am făcut referire. Spuneți odată, domnule, când se poate branșa lumea la sistemul de canalizare? Da. Ca să nu vă mai tachinezi omul, domnule, în ședință permanent. Vă place să fiți tachinați? Da. Dacă vă place, așa facem, domnule. Asta e. Domnul Băica. Da. Doamna, specificați că domnul Moise a spus că la Termăneș s-a făcut pe drumul național. Da. Pe lângă, nu pe... Pe lângă drumul național. Da, da, da. Deci... Și de ce nu pare? Domnul Băcaru, domnul Băcaru. Este bine că s-a demarat acest studiu de fezabilitate
Și urmează ca domnul primar, domnul viceprimar să se ocupe de aproape de acest lucru. Este neplăcut faptul că în tuta, pe bună dreptate, a zis domnul Moise, nici pe Gorbaciov, nici pe București Noi nu s-a demarat nimica. Este neplăcut. Cu toate că se știe, și știe toată lumea, că tuta reprezintă 35-40% din populația comunei. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, vreau să spun, în anii 91, 92, 95, 94, nu știu cât, vă aduceți și dumneavoastră aminte, s-a făcut un studiu pe toată comuna de către domnul inginer Socaci privind introducerea gazelor în comună. Acest dosar, vreau să știu unde se mai află. Se mai află în primărie, la Luacina, că am plătit bani serioși atunci. Da, faza principală a fost, de început, a fost realizarea SRM-urilor care... Dar există. Care există un studiu făcut în acest sens. Nu, să ne uităm, deci... Deci trebuie scos de acolo și pus cumva niște fonduri europene, eu știu, trebuie făcut ceva. Sunt comuni care au venit la noi, noi am avut niște pași, am fost la Târgu Mureș cu am fost la Târgu Mureș, în acest sens. Sunt comun cum e Cașinul, care a început aceste studii după Comuna Târgu totuși și intră în Cașin, sunt în gază. Deci s-a introdus în gază. La noi, nimic. Da, o să vedem și... O să-i răspunde domnul. Deci, când s-a demarat studii de fezabilitate pentru introducerea gazului natural în Comuna Târgu totuși, s-a emis o hotărâre de guvern prin care s-a spus clar toate cheltuielile trebuie suportate de comunitate. Deci nu erau atunci vreme vorba de fonduri europene și mai departe. Deci hotărârea de guvern există, de acolo mai departe trebuia să ajungă la contribuția cetățenilor. La momentul respectiv. La momentul respectiv. Acolo acest dosar se poate revigora, se poate aduce în discuție și se poate discuta altfel. Dar eu aș fi mulțumit să realizeze, din tot ceea ce ne-am propus, să se realizeze câte una sau două, da? Aș fi foarte mulțumit. Bun, să punem la vot. Cine este pentru? Am specificat, două secunde, am specificat acolo că domnul Abavi se va prezenta. Domnul Abavi, se va duce la Cârjă, pentru la Constituție. Nu la Cârjă, la Cârjă, nu se duce. Da, cine este pentru? Abțineri, împotrivă. Da. Aștept la ședința următoare răspuns de cine a fost tuta expusă în acest proiect. Da, vă să dăm scris. Da, doamnă, notați acolo, adică treceți... Deci a fost că eu văd o discriminare aici, nu știu ce s-a... Dăm scris în termenul. Ce cotă să fie pe șef? Să vă depun răspuns, probabil. Asta o să fiți sancționați când mai veniți pe la tuta. Cu pixul și cu asta. Sumă de bani și au avut prioritate, deci Ișoara, că era drumul cel mai... Nu există asta, doamnă, nu mai dați explicații. La tuta nu s-a făcut canalizarea pe cele mai importante, pe cele mai importante străzi. Deci nu vorbim de canalizare. S-au făcut mai prostii în ultimul. Dacă s-au făcut și s-au realizat. Hai să trecem la comunicare. Ia-ți-mi la următorul, că mare rău, dar hotărâre pentru aprobarea implementării. Deci e prof. Păi, Martin. Domnul Martin. Hotărâre pentru aprobarea implementării proiectului de investiție de modernizare drumurilor locale, satului de Trotuș, de Soara, Târgu Trotuș, în cadrul proiectului național de dezvoltare rurală, în măsura 7.2 investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică. Consiliul Local al Comunei Brodu, dezbatând prin ședința ordinară în data de 6.2015. Având în vedere cazul proiectului din 9.2015, permite de rolul urbanism, prin care solicită aprobarea implementării proiectului de investiție modernizare drumurilor locale, sate, Târgu Totul și Vișoara. Expunerea de motive numărul 1825 din 9.10.2015, formulată de către domnul viceprimar al Comunei Târgu Totul, dezbatând raportul de avizare înregistrat sub numărul 1826 din 9.10.2015, întocmit de către Biroul Urbanism în cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Târgu Frotuș. Așa, hotărăște. Se aprobă implementarea proiectului modernizare drumurilor locale, stațiile Târgu Frotuș și Vișoara, Comuna Târgu Frotuș, denumit
în continuare proiectul. Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin proiectul național de dezvoltare rurală potrivit legii. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile minime necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe perioada de minim 5 ani, de la data efectuării ultimului preț în cadrul proiectului. Este unul și același lucru, așa ni se cere. Când acum, când se duce cu depunerea proiectului, așa ni s-au cerut două proiecte de hotărâre. Se mai poate modifica proiect? Ne-au venit, hotărârea este venită tip. Deci nu, fără drept de întoarcere. Așa, așa se vrea pe fondurile Uniunii Europene. Odată facem hotărâre privind indicatorii tehnico-economici, odată facem hotărâre cu implementarea proiectului. Eu m-am uitat doar la prevederile legale, să nu cumva să încălcăm o lege. Și atât. Am vedea și eu. Dacă se poate să vă spun ceva. Deci proiectul este acesta. Cine vrea poate să studieze, fără aparatură electronică, fără nimic, fără poze, fără nu știu, și studiază și rămâne în gorie. Sunt drepturi de autor. Deci nu are voie nimeni ca să ducă mai departe aceste... Deci aparatul vine și o studiază în primărie. Care pentru că nu se gândă personal. Nu, nu. Se gândă cu cineva. Sigur că da. Cine vrea să studieze, deci fără probleme. La autorul, de ce n-ai inclus și s-a putut? La acest proiect, doamnă... O să vedem ce face cu drumul județean, da? Nu, numai puțin. La acest proiect s-a implicat cineva din primărie. Doamna Botron. Și cu doamna Botron, nu v-ați implicat pentru... Deci, un răspuns pertinent, poate să-ți dea doamna Botron și doamna Botron. Și ți-a spus, ți-a dat răspunsul de ce nu s-o face. Deci, rămâneau porțiuni foarte mică, deci... Nu există, doamnă, că de-aia inclus și tu, dar... Foarte... Este atât de acolo... ușor să stai de partea cealaltă a mesei și să strigi la celălalt. Doamne, eu fac o hală și dacă nu mi-asumeam responsabilitatea, nu puteam să montez. Haideți să... Și lucrez de dimineața la 6 până seara. Sunt și de pe roși banii. Deci dacă v-ați asumat responsabilitatea și decideți, asumați-vă responsabilitatea în continuare. Trebuia inclus pentru modernizarea drumurilor, este un proiect european, trebuiau prins toate sate, nu făcut discriminare. Este limită la sumă, nu? Te duci și spui, ar fi prins toată comuna, ar fi fost din punctul ăsta, băi, cum vede tot. Pentru asta trebuia să ne doară. Și au răspuns domnului Moise. Nu erau bani suficient. Ei sunt îndrinuiți să ceară așa ceva, pentru că și noi cerim. Vă dați seama că drumurile noastre aici la primării vin toți. Ăștia care au materii cenușii mic cât bobul din grăuntii și ei merg cu toate chestii limitatori de viteză până nu pui minune de traia de oprire, ei circulă ca în codru, ca pe autostradă. Și, deci, un răspuns că și la ei praf și la ei praf, toți închiți în același praf. Unii sau alții mai puțin sau mai mult față de ceilalți. Deci, care s-au luat drumul. Am înțeles, dar nu știu. Măresc următorul după ce vor fi astea. Vor fi bani, asta ce e omul? Vor fi bani să vor faci proiecte? Da, trebuie alte proiecte făcute. Sau, dacă se implică cineva pentru... asfaltarea restului de drum rămas în tuta. Deci, deocamdată, să mă duc să mă intereseze drumul județean, da? Dar spuneți-mi, prin gal, prin gal, n-am putea face? Măcar în ora de mis, prin gal. Acum ar fi. Păi galul ne-a dat 150 de mii de euro disponibil pentru anul. E un proiect pentru acest depus al lui. De ce nu? De ce nu încercăm? Dar înțeleg de ce a prezentat domnul. Sunt fonduri prevăzute pentru drumuri. Deci nu sunt pentru drumuri. Gal nu sunt. Gal numai drumuri stradilane. Și utilaje agricole, pensiuni, minuni din astea. Nu sunt. Deci la capitolul drumuri nu. Și boteci. Și non-agricole. Și boteci. Adu spune la voi și creștea. Cine este pentru? Abține împotrivă. Da, următorul punct. Hotărâre pentru inițierea procedurii de închiriere prin ștanță publică a unui spațiu aparținând dispensarul medical pentru Troduș, Bacău. Având în vedere cererea registrată dosarul 1499 din 20.08.2015 a doamnei Iordica Elena, administrator la SECIRMADO de Pharma SRL, prin care se ne solicită închirierea unui spațiu în vederea deschiderea unei farmacii.
referatul numărul 1828 din 90-2015, prin care solicită inițierea procedurii de închiriere prin licitație publică a unui spațiu de licita dispensarului medical de Cutroduș, suprafața ce aparține domeniului a comunii de Cutroduș. Expunerea de motive numărul 1830 din 90-2015, formulată de către domnul viceprimar al comunii de Cutroduș. Raportul de avizare, înregistrat sub numărul 1829 din 90-2015, numit de către Biroul Contabilitate din cadrul aparatul de specialitate al primarului Cumetru Cotruș și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Cumetru Cotruș. Hotărăște. Se aprobă inițierea procedurii de închiriere prin licitație publică în condițiile legii a unui spațiu din clădirea dispensar medical Târgu Trotuș, situată în satul Târgu Trotuș, spațiu ce aparține domeniului public al Comunei Târgu Trotuș și nu face obiectul cererilor de retrocedare conform legilor fondului funciar. Se împuternicește domnul Avar Ionel, viceprimarul Comunei de Cotruș, ca prin intermediul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, să demareze procedurile legale în vederea scoaterii la licitație publică în condiții legii al unui imobil prevăzut la articolul precedent. Domnul consilier, ministru. Mai scrie cineva? Da. Domnul Borcaru. Iar acum o să mă înscriu primul, domnul. Și atât. Mai rog, mai rog. Mai rog, dar lui ne urmăm prima oară. Da, aș vrea să vă întreb, domnul, mai puțin. Aș vrea să vă întreb foarte scurt, așa, deci dacă nu obstrucționează vreo clădire din dispensarul medical de la Târgu Trotuș. În ce spațiu? Deci, am înțeles când în dispensarul comunei Târgu Trotuș se va face această farmacie. Unde anume? Ce cabinet? Ce suprafață? Nu am văzut aici o suprafață. Câți metri? Deci nu scrie. Aici spune așa. Domnule primar, subsemnată Gheorghe Elena, administrator la SCMADO G-Pharma SRL, doresc închirierea în un spațiu din clădirea cabinetului medical din comuna Târgu Trotuș în vederea deschiderii unei farmacii. Dar nu spune. Că până la urmă poate dat doctor afară, nu-i copii și apătești mai mult. La dormitor. Ce spațiu este? Numai puțin, da? Deci ce spațiu? Deci suprafața mă interesează și ce chirie plătește? Mulțumesc. Deci, spațiul care este alocat acestei farmacii, da, trebuie să făcut un RLV, care încă nu este făcut. Spațiul este în fosta cameră de oaspeți, fostele camere care e și grup sanitar și în sfârșit, momentan este jale ce este acolo. Omul a spus că vrea să-și facă el treaba lui, să fie. Facem un der, că altfel nu este de altă țară de... Și gândesc că după aia o să fie scutit dacă vom renovează. Probabil că prin facturile care le aduce... Mai gândim dacă nu e scutit. O să fie și scutit. Păi da, dacă omul, deci asta este, deci probabil că... Ceea ce investește, deci... Deci se scade din chirie. Da. Dar o să plătească rapoartele de evaluare. Nu putem să vă dăm un răspuns acum cât va plăti chirie, că nu se face întâi un raport de evaluare, da, cu studiul de oportunitate și abia după aia putem să aprobăm chiria. Acum dăm de doar inițierea. Următoarea ședință se poate. Da? Dar se plătește inițierea chirierii, cum am se plătați? Da. Da. Deci suprafața și... Suprafața și... Să facă releve și o să... Mă rog. Da. Domnul Bătar. Dar nu... Să se aibă în vedere faptul că cele spațiu, vorbind de dispensarul Târgu Trotuș, sunt spații închiriate de către cei doi medici de familie. Nu cumva să intrăm peste ei. Deci, vedeți, să aveți în vedere că trebuie. Dumneavoastră poate intra cineva? Să poate. Păi nu cumva ei au luat tot spațiul. Dacă nu au luat, e bine. Să aveți în vedere, dragi. Deja contractele de închiriere sunt făcute pentru cele două cabinete. Bine. Plus grupul sanitar. Nu putem intra peste ceilalți. Vor fi spații comune și spațiu închiriat. Dacă nu mai e nimeni... Indicați. Da. Mâle. Supunem la bun. Cine pentru? Abține? Împotrivă. Următorul punct, hotărâre privind acordarea unui titlu gratuit al dreptului de abuz de
2015, da, către Europa, instituție România, asupra unei suprafații de teren situate în sat Tuta, comuna Păduțorul. Având în vedere adresa numărul 98, data de 13-2015, formată de către Secție Electromontaj București, prin care se solicită acordarea dreptului de serviciu asupra unei suprafații de teren necesare executării lucrării reabilitarea LEA 20 de kV, Onești-Târgova, la stâlpii 69 și 71 de pe raza primăriei Comunei Târgu Jiu. Referatul întotdeauna de compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate a primarului și extrasul numărul 1822 din 9-2015. Expunerea de motive numărul 1824 din 9-2015, formulată de către domnul Abab Ionel, viceprimar al Comunei. Raportul de avizare extrasul numărul 1823-2015, omite către biroul urbanism, la cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Târgu Jiu. Și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Bucovina. Hotărăște. Se acordă cu titlul gratuit dreptul de uz și de servitute, da, către SCIOR Distribuție România S.A. asupra terenului în suprafață de 9 metri pătrați, aparținând domeniului public al Comunei de Bucovina de Țubacău, pentru realizarea obiectivului reabilitarea LEA 20 kV, unește zona la stâlpii 69-71 de pe raza primului Comunei Târgu Troduș. La finalizarea lucrării, terenul ocupat temporar, suprafața de 318 metri pătrați, pe durata execuției lucrărilor, va fi adus la starea inițială de către constructorii lucrării. Exercitarea dreptului de uz de servitute asupra terenului în suprafață de 9 metri pătrați afectat de capacitățile energetice, se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenței acestora. Nu a fost băgat în ordinea de zi. Da, da, da. Așa, știți, au venit în 13, au plecat adresa de la ei, în 14 a ajuns la noi. Nu, eu vreau să opun. Vă rog. Da. Deci, mai să mai deci vreau să, doar atât, scurt. Aici din cer, oricum nu trebuie, și chiar nu-i putem opori să le dăm 9 metri pătrați. Ei spun că un site nevoie de o suprafață de 318 metri pătrați. Deci, cred că ar trebui, după ce își finalizează lucrările și bănuiesc că este vorba de 2 stâlpi, din ceea ce am înțeles, și ați schimbat, să nu vă țin ca pe drumul de la Bacău spre Brătila, unde a venit și a lăsat și nu mai putea să-și intre oamenii cu căruța, de exemplu, bucată. Că asta s-a face cu capa omului. Deci a spus clar că 309 metri pătrați și ei folosesc 318 și după aia aduc deci le-aia la coala de hârtie, la fel să-l aducă. Deci asta este ceea ce vreau eu de la ei. Atât cât de timp cât cer ajutorul, poți să intervii și da. Nu este vorba de 2 stâlpi, este vorba mai de un stâlp. Stâlpul 69, stâlpul 70 fiind niște teritoriul Pulgărești. Este vorba de stâlpul 69, care este în pășurea de la Tuta spre Pulgărești. Asta nu te spune. Și, într-adevăr, terenul trebuie să revină la forma inițială. Am văzut unde au lucrat eu, nu? Am văzut, deci duceți-vă pe ăsta și a lăsat-o groapă din aia mare, s-a lăsat. Deci, te duci și pui, că s-a dus, s-a luat și s-a luat, nu mai trebuie să te duci și pui acolo. O să mergeți da? Înțeles, da. Să punem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Ultimul punct. Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL numărul 4310-06-2014 privind delegarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către operatorul regional SECE, Compania Regională de Apă Bacău, S.A. și aprobarea listei bunurilor afiliate sistemului de alimentare cu apă și de canalizare, care vor fi concesionate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare. Cu apă și de canalizare. Așa, având în vedere referatul numărul 1831 din 9-2015, prin care se solicită modificarea și completarea HSL numărul 40-10-06-2014, expunerea de motive numărul 1833 din 9-2015, formată de către domnul viceprimar al Comunei Târgu Jiu, raportul de avizare înregistrat cu numărul 1832 din 9-2015, promite către biroul urbanism din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Târgu Jiu,
avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Dubrovnik de Zăbacău. Hotărăște. Se modifică și se completează HCL numărul 43-10-06-2004 privind delegarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către operatorul regional SC, Compania Regională de Apă Bacău S.A. și aprobarea listei bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și de canalizare care vor fi concesionate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, în sensul că se modifică articolul 7, care va avea următorul conținut. Se împuternicește reprezentantul Consiliului Local al Comunei Târgu Troțu de Zăbacău, domnul viceprimar Abar Ionel, să voteze în cadrul adunării generale a ADIC lista bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și de canalizare care vor fi concesionate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. Articolul numărul 8, care va avea următorul conținut. Se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri domnul viceprimar Babionel. Da. S-a modificat pentru că era trecut domnul Anton. Și din cauza asta s-a modificat hotărârea de Consiliul Local. Bun. Domnul deci, consilier, eu vreau da. Domnul, cine se va înscrie? Domnul Moise? Da. Deci, la propunerea interesului așa, o să vă întreb dumneavoastră. Deci, se propune modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 43, din 10-6-2014, prin delegarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către operatorul regional, se zice Compania Regională de Apă Bacău S.A. și aprobarea listei bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și de canalizare care vor fi concesionate prin contractul de delegare. Ce concesiuni putem noi să-i dăm crabului? Pentru că noi un proiect a respins. Sigur. Deci acest proiect a fost respins. Acum este sub altă formă băgat pe gât. Cum adică? Deci eu știu că dacă se preia atribuțiile decedatului, Dumnezeu să-l odihnească, deci a fost, trebuia să scrie clar. Nu trebuia să-mi spună mie că se concesionează. Pentru că eu nu vreau să dau conducta de apă de la noi crabului. Pentru că știm foarte bine ce s-a întâmplat, nu? Vreți că a venit cu... Doamnă, dați-mi voie să termin să duc ideea până la capăt, da? Veniți cu lecția învățată, cred că, da. Deci, doamnă, atât mă lăsați să termin, da? Cu 4,30 lei nu pot subduce oamenii. Și așa, în hotărârea, anul trecut am dus într-o hotărâre de Consiliu, într-o ședință, am ridicat apa care era 2,60 lei, am ridicat-o la 3 lei. Am spus ca să mai acoperim pierderile. Și am ridicat și plătim toți. După aia s-a ridicat, nu mai spunem ca să facem acum, să dăm nume, s-a ridicat la 4 lei ceva, omul nu mai poate să plătească. Și așa e o povară prea grea pentru oameni. Deci de ce s-a dus? Eu nu sunt de acord ca să dăm nu că se vine și practic mi se facă pe gât, că se propune modificarea HCL din nu știu care și se delegă domnul Abab Ionel ca să voteze în ADIP. Domnul Abab Ionel știe clar ce are de votat. În ADIP își votează ce este în ADIP. Dar nu votează că nu este delegat în AGA. Nu face parte din AGA, din CRAB. De la CRAB. Să ne înțelegem clar. Mulțumesc. Domnul Băs. Ce am avut de zis, am zis eu înainte. Deci noi am respins proiectul ăsta. N-am fost de acord să dăm crabului cadou o instalație aproape gata făcută. De-aia cred că au fost motive de nu s-au schimbat nici cu acele două conducte. Tu dacă se pregătește cadou la crab, nu se scrie, se aprobă. Aveți în spate hotărârea. Doamne. Și scrie, se aprobă gestiunea de delegată ca, delegată ca modalitate de organizare. Scrie, aveți toată lumea. Doamnă, noi nu am aprobat niciodată. Dacă s-a respins și au aprobat toți. Deci eu de ce sunt foarte vehement la fiecare ședință și spun. Cine a votat? Din 10 consilieri, 7. Cine s-a opus? Mititelu, Popescu și Vasilescu. Sigură, de asta vă spun ca să am respins aceasta. Deci, asta este propriu zis un cadou la o firmă, doamnă. Nu putem să dăm așa ceva, doamnă. O firmă care administrează apa, da? Deci nu putem să dăm crabului pentru că dumneavoastră nu e... Numai puțin. Dumneavoastră nu erați aici secretar. Noi am avut pe această temă show.
Știți ce înseamnă? Deci am avut show. Am avut scandal în ședință. Ați văzut hotărârea pe care o aveți în spatele? Da, doamna, am văzut. Dar nu are nicio legătură cu ceea ce dumneavoastră ne cereți în proiectul de hotărâre. Nu. Deci, conform hotărârii așa să vă ajut. Să spună, domnule consilier, dacă au văzut de când sunt consilier, câte mandate au avut, 1, 2, 3, 4, suntem la primul mandat. Un proces verbal, da? Pus la dispoziție ca să voteze și să vadă dacă ceea ce au votat cu o lună înainte a fost adevărat sau nu. Probabil s-au votat cum s-au votat și hotărârea a fost trimisă favorabil. Imposibil. Da, este adevărat. De ce nu pot zic? Este adevărat. Este în fiecare ședință. Când a venit doamna de la prefectură de la Bacău și a zis că e neapărat trebuie prezentat la prima ședință. De-abia atunci s-au pus. De-abia atunci au început să vină președinte. S-au mirat. Da, da. Deci chiar s-a mirat. Eu nu eram de față. Deci eu recunosc că eram de față, eram plecat. Mai știi care trebuie? Acolo nu vreau să ne ia. Poftim? Nu vrei să ne ia. Dar chiar să nu ne ia. Și de ce vreți să-l dați? Dar chiar să nu ne ia. Domnul trebuie să-l administrați. Deci, domnul vice, am discutat în toate ședințele ca să angajăm un... Nu vreau să intre să citească numai puțin, da. Apometru, de ce am angajat doi oameni competenți? De ce am angajat doi om? Nu, e, nu și-a plătit, domnule, nu și-a plătit, îl ții o lună la insectar, la panou, nu și-a, a doua lună, l-ai debranșat de la înapă, domnule. Nu e vorba de plata, e vorba de că nu sunt în regulă căminile care trebuie făcute de o anumită dimensiune, la o anumită distanță. Am făcut acum un nou... contract care le-ați votat și dumneavoastră, care am adus toate modificările alea și conform contractului ăla trebuie să apară câte sunt la tensa? Firiași care se folosește apa. Nu e greu de lucrat cu doar lumea asta, o cunoașteți că sunt un model tip, Asta. Nu ar trebui. Asta este făcut cu dimensiuni, cu tot. Este, dar omul nu... El dacă și-a făcut o groapă acolo, nu înțelegi. Domnul Auric, ar trebui frumos. Nu contractiv, nu cumul. Cine vă forțează acum să dați instalația la CRAB? V-a cerut CRAB-ul acum să dați instalația acolo sau vreți să scăpați? Deci, domnul Aurică, haideți să vă spun. Numai puțin, eu sunt indignat. Deci, e practic acum, a treia oară mi se bagă pe gât. Deci, eu devine irascibil practic. Mă enervez foarte tare. Deci, dacă l-ai respins odată, l-ai respins a doua oară, iar mi-l bagi pe gât cu forța a treia oară, deci mă enervează acest proiect de hotărâre. Deci, domne, s-a respins, îl dai respins. Ei, dacă probabil trebuie să vii înainte. Eu cred că acest proiect de hotărâre era frumos dacă veneam în ședință. Domne, uite care e treaba. Avem de gând să facem asta, asta și asta. Deci cred că așa era normal și corect. Era firesc ca să facem așa ceva. Nu să mi se pună să mi se impună practic, să mi se pună pe gât, să mi se bage forțat pe gât. Nu. Ai uitat totuși persoanele astea care, de exemplu, nu plătit apă, nu are apometru. Păi frate, hai să-l facem un om în măsură, cu domnul primar, domnul viceprimar. Încă trei oameni din sat de aici, fără nicio rușine. Bă, mergem la el acasă, la poartă, bă băiatule, ți-o dăm niște înțeală, îl chemă la Consiliul Popular. Păi dacă el nu-i chemat, are tot dreptul să nu vină. Corect. Păi da. Și așa face, și așa merge, că spune, lasă așa e melodia, lasă așa că merge așa. I-am mai zis, domnul primar. Deci în momentul când a venit un om și-o cu cere, vă rog să afișați pe toate drumurile astea, n-are voie să mai racordez nimeni apa. Poate fi Constită, Vasel sau Martin. Corect. N-are voie să mai racordez apa. Că el se duce la funcționarul public, se duce unde e. Deci nu, nu mai are voie domnul respectiv. În cazul în care i-am dat noi consimțământul să racordeze, se duce să racordeze. Altfel nu mai poate racorda nimeni apa. Fiecare trece pe drum cu buldozer, pe excavator, desface drumul cum vrea. Cine dă aprobare la oamenii ăștia? Nu, trebuie să facem un proiect de hotărâre. Nu se poate să bate joc. Eu am plătit un milion și ceva apa. Pentru că am plătit apa, fiindcă am condiții, plătesc. Cine vrea condiții, plătesc, ce nu? Pe dreapta. Facem, domnule, un proiect de hotărâre. Adică, lasă să facem, inițiem un proiect de hotărâre și cu asta poate. Așa trebuie, fără supărare. Și clar, nu a plătit apa, nu putem să fim acum, domnule, putem să dăm omului 30 de zile. Îi dai 60 de zile. Dar cu preaviz, domnul Vici, cu preaviz, îi dai un preaviz. Îi dai o dată, îi dai a doua oară. Păi da, domnul Vici, dar dacă nu s-a dus nimeni să-i debranșeze, nu s-a dus nimeni să-i debranșeze. Domnul Vici, nu s-a dus nimeni să-i debranșeze, dacă n-a făcut, debranșați 1, 2 și vedeți că toți o să alinieze standardul. Eu plătesc o cisternă de apă pentru mine și vă rog să opriți acolo. Opriți-o, domnul Lundizi. Și eu plătesc o cisternă de apă și o plătesc pentru mine. Suntem dacă nu minimurile pe aici la primărie. Vine fondul excavatorul ăla și îi debranșați. Ce dracu, nu mai merge așa, da? Rătuciți-i, domnul, efectiv, nu se supăra. Eu, dacă am o pensie, am muncit pentru ea. Eu nu doar în spate. Eu adus căruța de popușoi și eu scut de cu ăla din chetrosul. Dar de la de dincolo mi-am un milion. Și când îi spun ceva și vin la mine că stai gâtul cu toporul. Dar e apa lui?
Nu e apa lui domnule. El ce are în curtea lui, treaba lui, dar nu e apa lui. Este poliție, este... Păi, dar nu se poate așa, da? Nu, trebuie inițiat un proiect de hotărâre. Deci un om care e corect, care e corect nu îl plătește și-a luat unul. Domnul Martin Oleac, lasă. Deci, a susținut și domnul Mitelu, domnul, doar nu-i prea mult de atunci, din iunie 2014. Erați președinte ședință atunci, domnul Martin. Vă aduceți aminte că a semnat, avea semnătura aici. O trecut hotărâre sau nu a trecut atunci? Cu gravul? Da. Nu mai aduc aminte, dar... Deci, vedeți hotărârea? Aici scrie că yes. Nu probă. Dar v-am mai spus, au mai fost și... Doamne, da, stai, ia stați spus. Nu mai puțin. Alte proiecte care... Doamne, da, stai, doamne, dar nu mai puțin. Bun, a trecut acea hotărâre? Ia citiți-o, doamnă, acea hotărâre, dacă a trecut acea hotărâre, cine a votat pentru, cum a trecut, pentru că noi n-am avut procese verbale la data respectivă. Deci dacă s-a făcut o măgărie, deci vă dau cuvântul meu că eu îi acționez în instanță, în contencios, fără niciun fel de probleme. S-a făcut o măgărie, veniți și mă... Păi nu erați dumneavoastră, doamnă, dar vreau să ne cere. Eu v-am cerut ca să ne citiți. Faceți o hârtie mie și eu m-am accesizat. Cum adică? Dacă eu știu că s-a respins și s-a respins acel proiect. Deci un proiect în spețe nu trece decât cu majoritatea consilierul sau a două treimi, fiind un proiect important, două treimi dintre consilieri, adică în speță cu 10. Deci, în mod cert, nu a trecut acel proiect. Atunci fost 10, nu? Nu au fost. Nu au fost din proces verbal. Asta e aceeași problemă. Și vă citesc eu, doamne. Nu mai Claudiu acolo, în capătul satului. Păi dacă a trecut, scrie aici, că... La fel. Da, mă rog, nici nu mai vreau ca să mai... Nici nu mai vreau, gata, trec peste asta. Deci... Bine, atunci spunem la vot. Nu, mai stai, hai. Hai să subiect, ce putem face pentru ca apa asta să o rezolvăm cu apa. Dați-ne o soluție, mai. Noi propunem, de asta dați-ne o soluție, ce putem face noi, referitor la ăștia de atornici, la ce avem și avarele care sunt, că sunt de la 12 zi, noaptea până la 7 dimineața. Domnul Avădăni, ți-a răspuns, dar ai atent, domnul Avădăni a dat un răspuns. Da. Bine, o parte din răspuns a spus, când va veni bulbul excavatorul, da. Se va debranșa. Dar atâta timp cât lumea nu-și permite, sunt unii care fură pe față, unii care nu-și permit să plătească, te sfidează, adică care te sfidează și unii care chiar nu-și permit să plătească. Ei, pe cei care nu-și permit să plătească, nu ai cine face. Trimiți, domnule, dar 10-20 de lei. Da, trebuie verificat toți. Dacă nu debranșat, ai debranșat 1, 2, 3 și ai să vezi că vor veni toți. Așa cum spui tu, la fel. N-am plătit, la exemplu. Cum de apă nu se poate plăti și la cablu este coadă? Dacă l-ai debranșat de la televizor, automat vine și îți plătești. Acolo plătește 500 de mii de lei și trebuie să dea 20-30 de lei. Nu dau. Nu dau, frate. La toți le spun, băi, cablul plătește. Și frate, energia o plătește, că dacă i-a tăiat, mai are energia înghețat. Asta-i totul, dar... Energia și tăia, dacă se trebuie, mai domnul Aurică, deci până nu îl debranșăm frumos să vine excavatorul nou, nu putem să facem nimic, clar. Deci când a fost angajat domnul Mitelu, a spus, s-a lăudat în prima săptămână că el deja a început să strângă foarte mulți bani. S-au strâns. Bun. Dar cât mai este strâns? Eu zic că s-au strâns. Sunt strâns ceva de la exact. Da. Dar mai e mai groază de la bani. Dar intrați în știința și se duce el, că este angajatul nostru pe venit. Popescule, nu ai venit apa, nu ai venit. Da, da, nu, numai când debranșezi de la îl acționăm. Am rugămit de domnul de la apă să stea în zilele care se încasează cablu, să stea și el cu un scamp, și eu un scamp sub fund, acolo lângă cel de la cablu. Și omul mare o lese în mână și eu de nivelul ăla. Ești să luați și măsura asta. Da, vă rog frumos. Să vedeți dumneavoastră, să-l vedeți că... Sau să iasă tăi, să stea în așa fel, că se treacă la el, nu pe la cel cu cablu. Și chiar dacă nu vine cu bani potriviți, el vine și are 100 de lei în buzunar, are cablu 50 și sunt ceva tamă. Haideți să facem o leacă de propagandă pe tema asta, că noi da, chiar și eu și cu domnul Avădăni. Și în cazul de încă, mai am ceva spus, referitor la multe hârtii care le-a. Sunt mulți care au suplimentari de alocație, ia diferite hârtii care le trebuie pentru corp. Îl întrebă, băi, te-ai plătit? Hai să mergem. Ia cheamă-l pe Petrușă în pace. Petrușă, în ce stadiu ăsta? Eu plătit bine, gata. Nu? Băi, băiete, mai dai și aici niște bani. N-ați văzut mai sectat, cum a spus Liviu. Ultima chitanță e din 2015, păi a trecut garanția de plată, 153 de metri cub, să zic. Eu am un vecin în zona acolo, păi, din 2019. Păi, băi, 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 băi,
N-așteptați bulul excavatorul. Se poate plăti unul, se face într-o oră, închiriez cu oră, rău închiriez. Dar de ce să mai plătim dacă noi tot am dat banii acolo? Mai așteaptă 2 ani. Nu mai așteptăm 2 ani. Nu, asta vreau să spun. Cu urma la diversii ca să punem acest primă. Dar plătim pe noi să ne jurăm când e vorba de banii. Dar de la consilier nu sunt și bani. Până atunci, acolo. Ce problemă? Dar cum? Ei, te-ai declanșat, intri sub incidența penală, frumos, incidența legii, ai făcut măgării, plătești. Și cu asta, bă, asta, ce ne mai chinuim atât că să te curepti ca așa? Din banii din Eles. N-ai plătit apa? Păi de-a mea. La vot? Supune la vot. Cine este pentru? Pentru ce? Pentru CRAP. Schimbarea... Dar pentru schimbarea numelui sunteți de acord? Pentru nume? Da. Pentru nume sau pentru concesionar? Pentru nume este necesar. Pentru lume. Deci să le putem vota. A, pentru nume să votați în acest. Pentru nume, nu lume. Pentru nume. Pentru schimbarea să se schimbe. A fost domnul Anton și acum trebuie să... Deci nu se schimbe. Asta este hotărârea. Primind modificarea articolului 7 și 8. Lăsați, doamnă, modificarea. Nu suntem aduși aici de la grupa mijlocii. Eu asta, asta bate la ochi. Doamnă. Cum vreți. Doamnă, gata. Și scandal a fost pe ce am făcut. Deci, aduceți-mi. Deci, doamnă, o ultimă, o scurtă propoziție, da? La ședința următoare, vă rog frumos să aduceți alt proiect de hotărâre modificat și în care să stipuleți așa. Proiect de hotărâre, întrucât a încetat activitatea domnului, fostului primar, domnului Anton, acum se schimbă cu domnul Mababi. Da, nu că dăm nipindim la CRAP, că acum nu suntem la grupa mijlocii și sărim de la mijlocii la grupa mare. Clar. Deci, nu asta am scris. Nu, e trecut altceva. Nu, doamnă, veniți cu proiectul de hotărâre în altă formă. Nu poate așa scrie. Nu scrie, domnule. Nu da pe o scrie. Dați-mi voie. Modificarea acelui articol, nu acela. Vă rog să-mi dați voie. Deci se modifică articolul 7, mergem pe articolul 7, pe hotărârea aia mamă, dacă ne ducem pe aia din care ziceți dumneavoastră că a fost votată, nevotată, și am scris așa. Articolul 7 va avea următorul conținut. Înainte scrie așa, se împuternicește reprezentantul Consiliului Local al Comunei, domnul primar Anton Ioan, să voteze favorabil în cadrul adunării generale ADIM. Deci să ține cum scria să voteze favorabil. Mie nu mi s-a părut corect să voteze favorabil. Și am scris așa, se împuternicește reprezentantul Ababe Ionel să voteze în cadrul ADIM. Nu favorabil. Nu, doamnă, nici ziceți, doamnă, numai puțin, că deja intrăm, văd că dumneavoastră doriți cu orice vreți, intrăm în polemică amândoi. Și dacă nu. Vreți, eu fac, intrăm în polemică. Citiți foarte clar, ca să mai aud o dată, domnul consilier, că deja mă enervați, doamnă. Sigur că da. Citiți clar, la propunere aici, da? Articolul 1. Spune așa, domnul, dați-mi voi. Da. Deci, doamnă, vă rog frumos, așa. Articolul 1 spune așa. Citiți, doamnă. Se propune modificarea și completarea hotărârii de Consiliul Local numărul 43 din 10.06.2014 privind delegarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, da? Așa? Către către operatorul regional SECE Compania Regională de Apă Bacău S.A. și aprobarea listei bunurilor aferente serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, da? Așa se numește hotărârea mamă. Doamnă, nu mă interesează hotărârea mamă. Dumneavoastră schimbați. Doamnă, schimbați, modificați conținutul și atunci, ca să nu mai fie, să fie conținutul tată, să nu mai fie cu hotărârea mare, să fie conținutul tată. Și atunci, eu azi e pe cine a completat acolo. Deci, domnul Mititelu, așa este, eu trebuie să modific hotărârea asta. Iar hotărârea asta așa se intitulează ea. Nu pot să-i modific titlul unei hotărâri. Deci, s-a votat, au fost două voturi menționate, s-a respins proiectul și cu asta basta. Da, un vot, a fost unul nou hotărât. Cu votul și atât. Și domnul Nica. Și domnul Nica. Și totul. Abțineri. A vădării și Nica au votat pentru. Restul. La abțineri. Pentru toată lumea, pentru abțineri, ceilalți. Da, restul la abțineri, da. Ok. De acord. Eu am canal. Nu avem ce vrem, nu înțelegi lumea apă de aici. Nu plătesc, nu? Eu plătesc. Și dacă plătești la apă, vrei să tragi la apă. Dar n-am nici consum. Hai, vă rog, la punct de găsă cine se înscrie? Doamna secretar? Diverse două puncte pe urmă. Moise, domnul Bășaru, domnul Martin, așa pe urmă. Cine? Da, și domnul Anton.
nimeni la mine. Da. Am solicitat să mi se dea camere de supraveghere din centrul satului și nu se vrea. Este o opțiune de care domnul primar, nu Avavi, nu vrea să mi la îngrădințeze mie că se află multe secrete din satul tot, da? Băieții care au fost ieri au orientat camerele către parochie, nici de cum către drum, din care trei camere funcționează un an. Nu? Am fost azi dimineața la părinte și am verificat. Și nu a legat la nici la internet ca să fie funcționabil. Părintele a zis că el trebuie să tragă cablul, că băieții nu sunt plătiți pentru așa ceva, să mute cablul de sus. În sat toată lumea se plânge că se fură. Eu nu sunt polițist, nu sunt primar, nu sunt consilier. Eu nu pot să ajut oamenii decât... Eu nu mai pot să postez nici hoții pe internet. Că dacă postez hoții, polițiștii anunță hoții, băi, vedeți că Anton vă postează pe net și... Vedeți ce puteți face? Adică eu, într-un final, trebuie să mă fac dușman cu hoții. Că polițiștii sunt în colaborare cu hoții care fură. Și se știe destul de clar, se știe destul de clar că cine sunt hoții în sat. Din Tuta, din Troduș, din Vișoara, satul nou. S-a intrat în casă, oamenii au zis, măi, nu mai mergem la poliție, că poliția nu mai face nimic. Nu vin la constituiri, nu vin nicăieri. Unde se meargă oameni? Ei scrie pe la mesajul meu, pot să postez direct ce îmi scrie. Adică eu, ce să fac? Să fac polițistul? Am pus camere, am luat 5 DVR-uri. Am zis, băi, le postez pe diferite locații. Gunoiul în capătul satului, se duce acolo, are maică mea comun. Se duce în bună regulă oameni cu stare bună, nu cu săraci. Se duc cu căruțele cu gunoi, le duce la vale acolo. În ziua mare, nu se duc noaptea. În ziua mare se duc cu gunoiul lenjer, nicio problemă. Și am zis, băi, singura soluție, dacă nu se ia nicio măsură, pun o cameră de supraveghere și acolo. Până la urmă, suport din banii mei, că nu, dacă nu se dă nicio sancțiune. Și am să postez pe internet și, până la urmă, mă fac eu dușman cu oamenii. Dacă nu se ia măsură din partea primăriei. Bine, dar și ce ar trebui? Și, până la urmă, soluția este că dacă mi-ar accepta mie să coordonez camerele, postez tot. Bine, nu mi-e frică eu de nimeni, să știți. Asta nu e posibilitatea. Da. Ca să nu-mi dați voie ca să pun, să accesez camerele. Vă gândiți că eu acasă dețin vreo 30 de camere de supraveghere care am fost să le montez și nu-mi dați voie. I-am fost și miercuri la Bacău și am cerut, am făcut niște cereri ca să mi se dea voie să le montez. Adică eu trebuie să umblu pe drumul cu milul ăla ca să se facă disciplină într-un sat. Și primăria se opune. Adică, măi, nu! Nu, nu. Cum să aflăm noi pe la asta trece cu tractorul nematriculat pe drum? Domnul nu se pot, cum să posteze Anton? Cum pot să vină la să mă oprească pe drum, mă, dacă mă mai postez pe internet, te împușc. Așa ce ați auzit? Cine v-a zis asta? Cum? Ăsta s-a băgat de lin. De ce? Păi de ce? Dar am postat tractoarele pe internet. Pentru că nu mă plătești nici tața la primărie. Plătești tața la primărie, domnul Sabău? Cum se plătește? Tața la tractoare? Da, are tractoare. Plătește? Are scris. Înscris la primărie. Domnule, are un număr la tractor? Care la tractor spune la tractor? Chiar nu ne-am uitat la numărul. Domnule, chiar... are număr, este înscris la primărie. Domnul cerea să-mi dea la tractor înscrise? Da, le are. Are? Da, le are. Domnul, bă, la ședința noastră puteți să le postați. Să postați de pe internet. Eu am văzut pe declarații de venit că nu este niciun tractor înscris de numele lui. Oamenii mai au și treabă, n-au timp să stea să-și poste, să-și fotografieze tractoarele pe internet. Nu fotografii. Ce declarația de venit care o are pusă pe internet de avere. 15 declarația de avere. Pe proprie răspundere. Nu este de contractoare. E pe proprie răspundere declarația. Dacă ceva au da, ați văzut că să treacă un tractor pe lângă un polițist din Târgu Troduș, din comună, ca să nu-l oprească? Nematriculat? Pe drumul național să treacă Negină, stă pe drumul Negină, stă de marginea drumului, tractorul trece pe lângă el și noi salută. E corect? Dar e posibil să cel care îl conduce să aibă permis. Aveți dovezi? Care îl conduce să aibă permis? Dovezi este. Este postat pe internet. Am o singură întrebare, nu știu. Da.
Deci, totuși, știu că pe drumul național și pe poliția rutieră. Da. Deci nu știu dacă i-au trebuit să oprească. Are voie să vină la comandă și poliția județeană. Mie mi s-a ridicat certificat de matriculare la comandă. Amenziile s-a dat la comandă. Dacă dă comandă cineva din trotuș, dacă domnul Șerban dă comandă, măi, urmăriți băieții lui Anton, când face o prostie, amenda maximă. Sunt 5 amenzi la 30 de milioane date deja. Acum se află ăsta, jandarmeria mobilă, se află în tribunal. Dar să întreb o întrebare, tot eu vă rețin. Da. Deci trebuie să înțelegem că dacă el trece de la Rogoază la nisip și trece peste drum, o să ia. Orice tractor trebuie să scrie în primărie, trebuie să taxă puterea. A, deci taxa lui, dar vreau să poate nu-i scrie și nu-i că trece. Eu vorbesc, tractoare mi-a scris deloc. Nu are cum să nu fie înscris și să nu plătească. Eu am zis, tractoare ne-am scris deloc. Sunteți consilieri aici. Dar noi nu știm, dragi. Sunteți, domnule, nu este un tractor, nu sunt două. Sunteți de acord? Spuneți, domnule, pe față, sunt tractoare ne-am scris sau nu? Dar nu știu, dar nu știu de unde știu. Deci noi, ca și consilieri, nu avem de unde știi ce tractoare sunt înscrise și care sunt și care nu sunt înscrise într-un zon. Deci, eu știu, dețin atâtea mașini sau poate... Da, eu dacă am două mașini cu numere roșii, nu e scrisă, că eu poate vreau să văd, care e problema. Dar când am venit aici să cer certificat de fiscal, certificat fiscal, eu plătesc. Eu văd mașina, poate nu vreau să o scriu. Iar cu camerele, deci, eu spun sincer, nu cred că se poate. Deci camerele sunt gestionate din primărie, nu poți să montezi tu. Nu mă eu sau altcineva. Ai voie să... pe drumurile publice nu aveți voie să filmați o persoană fără acord dumneavoastră. Da. Nu se, deci dumneavoastră veniți să mă filmați pe mine fără acreditare cu aluția lor, așa, presa și presa cu acreditare. Avem. Da? Deci altfel, nu veniți prea să mă filmați pentru că vreți dumneavoastră. Dacă spun eu da, dar puteți să mă filmați. Pe putem filma orice. Presa. Presa. Dar nu altă persoană pe altă persoană. Da. Mă scuzați. Da. Nu aveți dreptul ăsta. Și nu o să vă dea nimeni niciodată o acreditare sau, eu știu, doar dacă ați fi angajat al primăriei să se angajeze. Dar primăria protejează omul de un sistem de supraveghere, el nu trebuie să ceară dreptul nimănui. Sistemul de supraveghere, acasă la dumneavoastră. Deci, da, hai să spuneți un rând. Și asta nu se arată dacă trece o mașină. Și între pe casă. Și pe drum. Să-mi aducă mie un exemplu de casă. Cineva că nu a fost la mine pe domeniu. Să vină cineva. Că atunci, dacă este vreo lege stipulată, atunci mâinii, nu mâinii, la urmă așa să le dăm o lege care să intri și voți fi proprietari. Dar nu mi-a spus cine a mai spus de cei cu care am încercat la început, zic să colaborez cu poliția. Am zis, băi, am pus camere la casă, am prins hoții, am pus pe internet, înaintea lor. Până la urmă, ce-am ales? A zis, ăsta, cum zic, că pozele care am pus pe internet, a zis că nu sunt valabile, că nu sunt omologate, cum ar fi. Camerele nu sunt omologate și nu se vede fața oamenilor. Adică dovezile mele nu sunt valabile, dovezile lor sunt valabile. Ei au luat măsurul după aia două, trei zile. Ajungând într-o situație să mă cer cu polițiștii, că m-am dus la Bacău, a zis că mi-am primit un răspuns, precum că camerele mele care am făcut, filmările nu sunt vizibile și nu pot să dovedesc că sunt hoții respectivi. Adică hoții care au furat, până la urmă eu i-am prins și la față până la urmă. Și a zis că nu, domnule, nu sunt ei hoți. Trece calul cu doi băieți pe... Un cal furat din sat, unul cu doi băieți pe... Așa, le postez la 9:30 seara pe internet, a doua zi la 12. Cine? Tot eu am sunat proprietarul din satul nou. Cine? Că calul este furat. Da, da. Și poliția vine la mine acasă, se uită pe cameră și că, băi, nu-i calul ăla. Adică sunt doi pe cap cu țigara 9:30 seara și că nu-i calul ăla. Până dimineața, domnule, mergeți acum la ei că se vinde toate. Deja când am ajuns, de-aia hamurile erau vândute. E corect? Adică eu caut să ajut poliția. Caut să ajut primăria, să fie totul în regulă. Și primăria și justiția se pune în codra mea. Asta se vrea, nu? Eu ce am încercat să fac, am vrut să vă ajut. N-am vrut să fac contract. Deci dumneavoastră, și dacă vreți să ne dați bani, noi nu putem să-i primim. Dar nu vă dau bani. Nu. Deci nu să vă dau un exemplu. Un exemplu. Și dacă vreți să ne dați bani, noi nu putem să-i primim. Da. Dar nu vorbim de bani aici. Decât dacă faci... Eu am vorbit de informații. Da, așa și cu orice altceva. Nu se poate să luăm decât în schimbul unui contract semnat între ambele. Noi trebuie să înghițim. Știți că săptămâna trecută s-a spart 5 case în tuta? Oamenii nu s-au dus la poliție.
Punerea cu mitică, mitică chiriac, din Vișoara, cu jaluzelii trase și de la miseria și i-au spart casa lui. I-au spart casa. Dar nu v-ați intrat la cineva la casă peste mare. Dar cine se ocupă de verificarea și administrarea camerelor? Da, imaginează-ți o fază că... Dar unde? Cine? Că ne-am interesat și camerele alea se uitau la stâlp. Da, e o problemă clară cu camerele, nu știu ce sunt. Camerele au mai fost montate. Domnul... La Tuta, la Tuta, în centru. Deci e o problemă cu camerele alea, nu știu... Dar pentru supraveghere, dar nu vrea să... Domnul Aurel. Domnul Aurică, poziționați camerele în așa. Ce nu mai vrea părintele? Numai puțin. Stai un pic să terminăm cu camerele. Păi dar asta eu am întrebat, să poziționezi camerele alea, dracului, odată, ca să stea să vadă în stradă. Nu să-i văd biserica părintelui și să-ți scargă el la ouă. De astea s-au pus camerele, s-au dat zeci de milioane. Zeci de milioane. Asta vrea să spună domnul Aurică. Deci când se va lua măsura să se poziționeze camera, nu să vă filmeze pe dumneavoastră, să filmeze un unghi de 45, de 90 grade, să spunem. Deci ieri am adus specialistul acolo. Așa. Am avut el un acolo și atât ai specialistul care le-a montat, vorbim de, de domnul Lang, da? Așa. Deci am adus pe el acolo și a spus, domnule, eu vreau să le am aici în primărie. Exact. Să le pot urmări de mereu. Nu, să le am specialate, că am mai ales, multe pot să pleacă. Așa. Acolo? Au fost, au căzut de vreo 3 ori. Nu e păi, nu e adevărat că au căzut. Camerele sunt poze făcute din apelile de mine, camerele sunt în poziția deci, care camerele sunt uite. Camerele nu s-au mișcat deloc din loc. O să se miște, da? În sistem de supraveghere nu mă contrazic. Știți că eu fac poze. Domnul Pantot, o să se rezolve, da? O să. Da, o să se rezolve. Au fost funcționale, să știu o perioadă. N-a fost deja funcționale, dar dați-mi că de veri am verificat. Am dat, am derulat înapoi și nu este funcționat niciodată. Bun. Că camera nu din ieri nici se funcționează, deloc. Nu, a spus ce spune el, nu știu sigur. O să rezolvi colegi. Eu am fost în birou acolo și am văzut. Care da, dar... Sunt, dar cine verifică dacă funcționează, să nu vă răspund. Deci camera nu funcționează. Până la urmă, acele camere. Poate trebuie să stați camere de când... Da, dar trebuie să faci camera. Numai puțin, să te rog. Eu astăzi am fost la primărie, la părinte, la orele de 9 dimineață. Am scris aseară că vreau să fac o vizită, să văd ce s-a făcut. Părintele mi-a zis destul de clar. Au fost băieți, o cameră nu funcționează, trebuie să aduc un UPC, că nu știu ce cade curentul. Adică te duc la scoveri, nu? La scoveri. Te duc la scoveri, îmi spun. Nu, spovada asta e partea mea. La asta poate să ne pute de cauza de minciun cu dumneavoastră. Da, altceva, altceva. Vorbim de camere. Am fost. Vorbesc de camere, ca să mai vezi ceva. Cum să zic eu? Am verificat, trei camere sunt, una nu funcționează din trei care funcționabile. Una merge pe alb, două sunt alătate să biserică. Una în curtea bisericii și una spre parodie. Una este pe alb blocat și una nu funcționează deloc. Haideți că una trebuie să aducă nu știu ce aparat să verifice. Dar îmi puteți să spuneți de ce s-a pus camere așa scumpe și neutile în centru? Nu spuse de noi, domnule. Eu pus de chitelul pe loc. Pus acum dacă... Chitelul n-a pus din banii lui. Dar de ce nu dați la cineva? Nu funcționează, nu știu dacă e alb sau e negru sau e nu. Eu vă cred. Dar de ce nu dați la cineva care știe să se pricepe să coordoneze? Dar este un contract cu firmul care se ocupă. Nu poți să la urcare. Dar eu nu sunt în urcare, eu știu să zic ce fac. Firma aia trebuie să ne asiguri și mentenanță. Deci acea firmă trebuie să ne asiguri mentenanța, cred că pe o perioadă de 2 ani. Eu banul vădesc, vreau că banul mai... Da, deci pe o perioadă de 2 ani trebuie să asiguri mentenanța. Dați-i, domnule Luici, nu puteți face contract de mentenanță, e firmă. Dați-i să se ocupe de camerea. Vreau să-și dați, să poți să trai la camerea. Păi da, dacă nu vine, rescriem contractul cu ăla, da, trebuia făcut frumos, trebuia stipulat în contract acolo frumos. Domnul meu, de ce ești firmă, da, ți se reține o garanție, da? Da. De 70%, 30% garanție, nu vii când ești solicitat, te pup pe bac. În obiectul urcii ca firmă, ai treaba asta? Ca firmă. Ca și codul ca și, deci în codul caier, mai. Firma firma care a montat nu are pentru trebuie să știi pe cine e. Nu știu dacă nu are, eu cred că... Ca să fac un montaj și sistem de supraveghere, trebuie să avem niște acreditări din București. Nu le obține așa. Cu siguranță. Are sistem de supraveghere. Doar să trec la capitolul. Eu am terminat, am zis... Am vrut să ajut primăria și poliția, că nu se poate nici cu bani, eu nu am venit nici cu bani, nici cu niște idei. Nu, am și spus ca și exemplu. Eu am venit să... Da, cred că a fost o glumă.
Dacă sunteți contra mea, da, continuați. Nu cred că nimeni contra, da, nu suntem. La capitolul diversii, dacă tot am trecut la capitolul, da, diversii, vreau să vă întreb, domnilor viceprimari, dați-ne un răspuns, vă rog tare mult. Ce se mai știe, domnilor, despre canalizarea asta? Deci nu mai e ridicul, dar... Mai, asta este, deci pe cuvânt. Canalizarea ce știu și ei. Păi, dar el trebuie să știe, domnule, că și-a asumat. Dacă omul a venit frumos aici și a cerut votul nostru ca să fie ca și viceprimar, are altul îndeplinește funcțiile primarului, eu dă în locul lor, dacă eram, mă duceam frumos la șeful meu la București, nu îmi făcea treaba, îmi dădeam demisia și pe asta, care-i problema? La oprez că o să... Dar cum să nu? Dar ce crezi că nu am curaj să mă duc la domnul general Oprean? Haide, te înșel. Deci te înșel amarnic, să-i duc. Cum te-ai ajuns, mă, pe un viață? Te înșel amarnic, jur că te înșel amarnic, să-ți vin și cu semnătura lui dacă vrei. Deci te înșel amarnic, crede-mă. Fără trafic. Cum vreau să vă duc să-i înșel amarnic, dumneavoastră? Pe mine să mă vezi să stau, dar eu nu stau, dar eu nu sunt pe linii de partid așa cum e masa asta. Uite la masa asta. Tu ești consilier. Sunt consilier, dar eu nu fac că mă ascultiți sub masă ca alții. Dar ce tu păstrite să-i fotografiezi? Unde-i domnule? Lasă-mi până vii cu apa, ce tu păstrite? Eu dacă sunt părinte de sapul ăsta. Eu dacă sunt părinte de sapul ăsta și mâine... Dacă ai dat o declarație de avere, rămâne așa. Și mâine vreau să mă pătesc cineva, știi tu, Mihai Martin de ăla. Fotografiază-te, prietene. Da, să vezi. Deci fotografiază-te. Nu a venit îmbrăcat adecvat. Eu nu sunt fotogenic, prieteni. Hai, lasă-l. Da, nu sunt fotogenic. Hai, păstați. N-are cravată. N-are cravată. Eram și cu ochelarii, trebuia să văd dacă este cu ochelarii. Nu, ai spus că ai terminat. Hai, mai pun. Deci, domnule, dați un răspuns. Dați puțin, răspunsul lui. Canalizarea care este făcută, cum se vor raporta oamenii, măcar la care cândva, că nu s-a lăsat gur de gare. Cum se vor, la 4 metri adâncime, cum se vor lega ceva? Vor să fie branșate de 5-6 la un conector. Da, dar cum se vor duce? Nu știu precis chiar în care este. Aeria? Dar trebuie să fac la 4 metri adâncime. Există podare. Chiar la 4 s-o ajunge. Este în domeniul, dar eu zic că s-a ajuns la pânza freatică. Deja a ajuns. Trebuie bombardat o sat. Explicați. Din nou. Deci trebuie făcute colectoare. Colectoare se băgate în cămine, așa se branșează. Bun, și la noi? Tot la și la noi. Dar ce ai strălă și aici? Dar ce credeai? La domnul Gărbun ești găuă, e fata. Așa a căzut, dacă e tu sunt specialist. Dar invenți? Treabă în corect. Haideți să trecem la specialiști. Eu am altă treabă, că e care mâna și lui. Din dumitale și cu domnul Aurică, specialiști din ăsta, pensionari, sunteți pensionari, sunteți la pensie. Sunteți dat piluțile și așteptați marinarii. Și cum îi stimamă pensionarii, cum așteaptă marinarii. Ce ai spus ședința trecută? Să audă doamna secretară, că mai aveți în proces verbal. Scrieți, doamnă, pe răspunderea mea, pe muzica și lăutarii mei. Pe muzica și banii mei. Cu marinarii. Da, da. N-apare în plăcit verbal. Domnul Văzirea, că-i negocea cu dânsul la mâna de șerea. Asta cu Stăpina, nu s-o spune. E nu mai treabă. Domnul Văzirea, a fost frit. Doamne, asta era copalateză. Nu ți-a răspuns, nu ți-a făcut colectoare. Ia, nu m-a făcut, hai ca răspuns. Nu ți-a spus că trebuie să făcuți colectoare la 5-6 inși și un colector și să se introduce în conducta principală. Ăsta nu e răspuns? Bombardat. Ăsta nu este răspuns sau cum? Păi este dacă l-a îngăjat Pierre Baș, care a făcut la Târgoc, n-a treabă pe ce? Păi, la Dinfisești, fără voi, fără gărești care face. Acum la fiecare poartă este lăsat doar. Chiar de așa, are la prință. Are proiect așa se pune. Că... Este pus pe internet, o curbă, unde sunt... Dacă e loc liber de construcții, se lasă... Nu mai depășești. Doamna secretară, de... Liber de construcții. Vreau să întreb pe domnii. Nu, n-am treabă. Când băgați greder la noi? Grederul la dumneavoastră l-a adutat? Nu, peste tot trebuie băgat, dar... Eu vorbesc de... A mea n-a fost la ce termine. O leagă să se elimine bălță. Și termine cu câmpul, ca să se mai retragă. Păi da, s-a retras, am plecat cu vina. Vrei să stricăm trafoare? Să nu mai trebuie. Iscă, eu te-am. Gata, pentru toamna se dă, dar nu m-ați... Nu, mai zic, domnul Moise. Domnul Moise, mai zic. Domnul Vici și domnul primar, vă rog frumos, puneți la domnul polițist. Săptămâna asta mergi cu nepoțelul meu cu bicicleta pe trotuar aici. Domnule, să ia niște măsuri, nu mă duc la polițist, îi spun că de ce parchează vasele căruța acolo și eu trebuie să intru pe stradă cu bicicleta. Deci începând din luni, nu are voie să parcheze în fața magazinului numai dacă ia materiale, cel cu căruța, și nu stă să aștepte să iei bani de la poștă, ca eu să locuiesc cu nepoțelul pe stradă ca să pot să merg. Când partea altă e baltă, e nu știu ce. Deci să fac adică să ducă în fiecare zi să verifice. Vine Fărit Harapul, parchează căruța la bufet. El bea, nu are treabă.
Oamenii o ia pe șosea ca să-i ocolească. Nu se poate, domnule, așa ceva. Deci domnul de la poliție se ia măsura asta în fața poștii și la magazin, nu mai fi parcat căruții pe trotuar. Vă rog, și-o spune că nu scrie că nu-i parcare. Pe cum adică? Trotuare pentru copii și pentru bietoși. Și după aceea. M-am luat, dacă el zice că am drept. Eu îl pot să-i zic eu, nu-s poliție. Să plantăm un semn. Da. S-a notat. Da, am zis. Dar de ce nu se pot scoate camera? Vedeți că iluminatul de la domnul Vapa, de la magazinul nostru, până aici aproape de post, nu funcționează deloc. Știu. Am dat telefon de două ori la el. Să vedem să valetez eu că nu de la cernă, că de acolo vine problema, dar nu mai vine. Două seara sunt la gușe. Dar de ce nu se scoate DVR-ul din parochie să se pună la Petrică sau la școală? Petrică n-a vrut, l-a rugat. Petrică s-a rugat. Sau cu pâine, l-a rugat. Aveți acceptul să rugați cablă, domnul. Se rezolvă la parochie. Se rezolvă. Dacă îi dați că... Da, mă, iar știi care l-a face o cântare. Da, mai este cineva? Haideți că am și eu două cereri venite prin Consiliu și una așa. Către Consiliul Local al Comunei Târgu Troduș. Având în vedere legea 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, comunitatea creștin-ortodoxă, aparținătoare a Bisericii Sfântul Voievod Târgu Troduș, solicităm să ne comunicați cu ce sumă de bani a fost alocată în bugetul local capitolul culte pe anul 2015 și ce sumă a fost alocată pentru Biserica Sfântului Voievod Târgu Troduș. Solicităm această informație pentru a prioritiza lucrările de primă urgență ce se impun în parohia creștin-ortodoxă Târgu Troduș. Vă aducem la cunoștință că în anul 2016 comunitatea creștin-ortodoxă din cadrul Bisericii Ortodoxe intenționează să construiască o capelă mortuară, deoarece este absolut necesar. Pentru că, potrivit reglementărilor europene, o persoană decedată nu poate rămâne în incinta unei locuințe mai mult de o oră. Pentru că, inevitabil, oricine va trece printr-un astfel de moment, cu ajutorul bunului Dumnezeu și cu sprijinul Consiliului Local și al comunității creștin-ortodoxe Târgu Troduș, dorim să îndeplinim acest proiect. Există și o legislație specială privind responsabilitățile prestatorului de servicii funerare, actualizată recent prin legea 102/2014. Așteptăm un răspuns la cele solicitate și ce va fi comunicat Bisericii Ortodoxe Sfinții Voievozi Târgu Troduș. Vă mulțumim! Ce înseamnă? Comunitatea creștin-ortodoxă Târgu Troduș. Dar comunitatea puteți face parte din asta. Deci, să semneze numele unei comunități, domnul Florin. Este președinte Consiliului Bisericesc. Se alege un președinte, președintele reprezintă pe Xulescu Popescu Basilescu, semnează acolo. Dar chestia asta, eu cred că dacă se dă aprobare pentru asta, trebuie să se dea pentru toate bisericile. Care solicitare? Deci a fost solicitare pentru a face capelă, pentru a face capelă pentru cele două biserici. Biserica din partea dreaptă și cea din partea stângă. Partea dreaptă nu au fost de acord. Și pentru asta s-o mers pe măsura a se realiza această capelă la Biserica Ortodoxă, care momentan este făcut certificatul de urbanism. Urmează procedurile de autorizare a acestei construcții. Da, domn, cu ea ce lucru pe consilier? Dumneavoastră v-am cerut ca cerit. Părerea ce ați din lucrările astea, s-a dezat să cheltuiți o parte din bani. Nu s-a cheltuit nimic. Până, dar v-ați spus că v-ați apucat de ceva. Deci până acum nu s-a cheltuit nimic și s-a fost anunțat într-o ședință de consiliu care am citit-o eu. Da, păi ne-a spus că nu mai faceți tocmai. Tocmai. Nu, nu mai facem. Și cu ceilalți de la noi. Nu știu ce face acolo și cu acolo la un loc, fiindcă la noi la catolici trebuie să aibă neapărat biserică. Deci acolo nu l-ați tot mor să facă. Automat fac slujba acolo, în alt anul respectiv. Dar este și aceea diferență. Mai voie fără, dacă normal... Da, deci era asta era cauza, cred că eu așa zic. Dar ori să fie toate parohiile, ori să fie obligate să facă. Păi da, dar trebuie cineva să înceapă. Noi pe fața pământului. Totul goagă, da? Da. Suntem să fie copiii noștri, nepoții noștri. Nu, dar o Către primăria Târgu Troduș. Subsemnat Ungureanu Eugen, reporter acreditat la televiziunea exclusiv TV Onești, vă rog să ne aprobați încheierea unui contract de colaborare cu primăria Târgu Troduș. Scopul acestui
contract este realizarea de filmări cu imagini și aspecte din zona dumneavoastră, diverse interviuri, documentare, reportaje, care să contribuie la promovarea comunei în contextul regional și național. Suma propusă de noi pentru acest contract de servicii video este de 80 de euro plus TVA lunar. Vă rugăm de asemenea ca durata contractului să fie de minim un an de la data încheierii. Televiziunea Exclusiv TV este parte a activității SECE Electrostar SRL Onești de Târgu Bacău și este reprezentată de unul de asocia unui, Ungureanu Eugen. Domnul Ungureanu este prezent. Da, dacă îmi permiteți, vreau să vă spun câteva lucruri. O să fiu foarte scurt pentru că e ora deja avansată. O să încerc să mă încadrez într-un minim necesar. Desigur, foarte mulți consilieri m-au întrebat, domnule, și o chestie retorică, să spunem, se întâmplă cam în patru comune de unde mergeam. Domnule, cine te-a pus și pe cine susții? Ei, trebuie să vă spun o scurtă chestiune. Dumneavoastră mă știți foarte mulți de la televiziunea Favorit, ca artist. Ei, eu fiind un om educat, am spus, domnule, dacă aveam o emisiune pe săptămână, am spus, domnule, să mai fac ceva în acest interior. Am 10 ani de televiziune în capitală. În acest timp eu am lucrat la diverse agenții de presă, am încheiat anchete jurnalistice, documentare, pe toate planurile, social, cultural, politic, economic. Am urmat cursurile RISE Project și lucrez și am contract în acest moment, televiziunea mea, o să spun că sunt singurul asociat, am un contract cu 4 agenții de presă naționale. Ceea ce filmăm noi sunt materiale filmate care ajung nu numai la nivelul capitalei și în România. Deci ceea ce filmăm noi ajunge chiar și la românii de pretutindeni. Este o cerință pe care noi am înțeles-o ca un formator de opinie, să informăm oamenii cu ceea ce se întâmplă în România, ca oamenii să știe dacă mai au motivație să vină în țară sau nu. Am deschis în Onești televiziunea Exclusiv TV, am venit din noiembrie și am început să colaborez în general cu la recomandarea foștilor și actualilor colegi. Clubul Român de Presă nu mai există, dar există un nucleu din care fac și o parte. Și la recomandarea agențiilor cu care lucrăm, ni s-a sugerat să ne îndreptăm un pic și în provincie, adică să ieșim un pic din oraș. Și să mai mergem un pic și prin comune, să vedem ce se mai întâmplă, care mai sunt proiectele și așa mai departe. Am început cu comunele de pe Valea Trotușului, începând de la Urechești, lângă Ajut, am ajuns până la Târgu Ocna și Dărmănești, Cașin, în Mănăstirea Cașin. Și telespectatorii noștri ne-au spus, domnule, dar veniți un pic și pe la noi, pe la Târgu Trotuș, că este necesară prezența presei și la noi în comună. Fac și eu pe domnul Liviu. Puteți da și numiți de solicitat? Telespectatorii noștri. Dacă doriți, o să fac o listă. De... Eu și eu sunt telespectator. Printre care și concetățenii de-ai dumneavoastră, probabil unii chiar sunt aici. Dar nu nominalizez, nu stă în caracter. Nu stă în caracter să dau un nume. Da, cu domnul Romel a dat și un interviu la noi. Ei, ideea este că nu am venit cu o dedicație specială aici. Am venit, cum să spun eu, prin... nu puteam să trec să ocolesc o comună, nu aveam nici motivele necesare și am zis, domnule, hai să ne implicăm și noi în ceea ce realizați dumneavoastră. Desigur, vreau să fac precizarea că vă mulțumesc foarte mult că m-ați primit în familia dumneavoastră aici. Desigur, sunt controverse politice, sunt și să știți că eu mă bucur când sunt discuții, sunt dezbateri, pentru că numai înainte de 89 era totul în unanimitate. Deci acesta este jocul democratic. Am primit recomandarea de la București să nu ne implicăm în jocul politic, pentru că noi ca televiziune și chiar colegii de mei care mă știu că eu mă implic puternic într-un anumite subiecte, mi-au recomandat, domnul Greanu, nu vă implicați, nu țineți partea nimănui, lăsați natural această dezbatere, această controversă politică, pentru că ea o dezechilibrați și nu este în regulă. Deci nu este în regulă ca presa să vină să treacă de partea cuiva sau altcuiva. De asemenea, ceea ce pot să vă spun eu, ce facem noi? Aceste ședințe de Consiliu pe care le filmăm, noi, ați observat și de data trecută de când am venit, le-am prezentat integral. Deci noi nu ne permitem și este o politică a televiziunii noastre să nu cenzureze
o ședință de consiliu, să o lăsăm de la un capăt la altul pentru ca acest echilibru să se păstreze. Vreau să vă spun că ceea ce am constatat la celelalte comune unde am fost, a fost următorul lucru. La început s-au obișnuit greu cu noi. Unii au vrut, unii n-au vrut, unii au încercat să găsească legea, din păcate permite accesul presiei și de aceea tocmai am venit, n-am dat ușa de perete, am venit ca om de presă, am solicitat în scris acreditare și vă mulțumesc că mi-a dat această acreditare. Am zis să facem totul, cum se spune, ca la carte. Deci, lumea a observat, s-a obișnuit cu noi și, în primul rând, câștigul este al cetățenilor din comuna dumneavoastră. Pentru că unii dintre ei au avantajul că pe internet văd postările noastre. Noi le difuzăm o dată pe televiziune, după care intră pe YouTube, pe Twitter, pe toate rețelele de socializare. Ei, în felul acesta nu mai există manipulări politice. De ce? Pentru că unii consilieri, mă refer în general, se duc și spun la scăștiul un consiliu, asta este. Nefiind o informare corectă, se manipulează cetățenii și anul viitor va fi an electoral. Ei, rolul presei este de a prezenta lucrurile așa cum sunt. Deci omul vede el cu ochii lui, domnule, eu l-am votat pe cutare consilier, uite, mă reprezintă sau nu mă reprezintă? Am încredere sau nu în consiliu local? Ia să văd, poate mă interesează și pe mine, poate n-are timp domnul consilier să-mi povestească, el mai are și alte afaceri. Ia să văd, eu s-a spus ceva despre strada mea, despre ce am eu ca obiectiv. Deci, informarea cetățeanului este principalul beneficiu a ceea ce facem noi ca presă. Un al doilea avantaj este că am observat și opoziția și puterea își dorește ca noi să filmăm. Vreau să vă spun că rolul nostru este foarte important și este încă un beneficiu al dumneavoastră prezența noastră, pentru că dacă la început ne-am dus în anumite comune și aici iar nu nominalizez unde am fost, era un scandal și un tărăboi și nu știu ce. Vreau să vă spun că acum când mergem și filmăm o ședință de consiliu, toate se desfășoară absolut normal, nu se mai fac jigniri, nu se mai fac acuzații fără dovezi, pentru că o filmare, dacă ai făcut o acuzație fără o dovadă, este probă în instanță. Iată de ce noi venim în sprijinul dumneavoastră cu aceste filmări. Sigur, fiecare va considera dintre dumneavoastră, observați că suma pe care noi am solicitat-o, am fi vrut să punem un euro. Dar ar fi sunat așa, ne iei așa peste picior. Am pus 80 de euro, este o sumă simbolică din punctul nostru de vedere. Vreau să vă spun că această sumă nu acopere cât îl plătesc pe domnul inginer, casete, cameră foarte scumpă și așa mai departe, benzină. Dar am spus, domnule, să fie o sumă modică pentru a avea o motivație și de a porni mașina și de a nu vă opori. Pentru că cel mai rău lucru este, și vă spun din 90 până cu acest, este că presa nu a fost interesată de ceea ce se întâmplă în comunele din județul Bacău și, în general, din întreaga țară. Deci, aceasta este motivația și vreau să vă spun, este un câștig și dacă mai vine și o altă televiziune, foarte bine, să fie presa aici cât de multă. Pentru că jocul politic, dezbaterea, este utilă tuturor. Eu de aceea să știți că mă bucur foarte mult când văd controverse. Asta înseamnă că Consiliul Local are responsabilitate și Consiliul Local înseamnă că chiar este interesat de ceea ce se întâmplă. În schimb, avem o mică glumă și cu asta închei. Din păcate, sunt bani foarte puțini la comune și de multe ori poate ne certăm pe bani puțini. Este situația, noi o înțelegem, este foarte greu, dar noi vă asigurăm și vă promitem de imparțialitatea noastră în ceea ce privește zona politică. Noi ne dorim, și cu asta am încheiat, pe lângă aceste ședințe, și aș vrea să fac aici o paranteză, să știți că dacă noi vom lipsi la o ședință de Consiliu Local, nu este obligația noastră să venim la toate ședințele. Sigur, noi ne dorim să venim la cât mai multe, dar noi mai dorim să acoperim și alte domenii. Vreau să găsesc profesorii capabili, să găsesc elevi olimpici, să luăm aspecte din comuna dumneavoastră, și dorința mea, mi-aș dori tare mult mai mult lucrurile pozitive să le prezentăm, pentru că sunt destui din presă care nu mai critică tot timpul. Așadar, și mesajul meu este deschis către toată lumea, sunt deschis, voi discuta cu toată lumea, nu am niciun fel de înțelegere cu absolut nimeni și încă o dată vă mulțumesc foarte mult și sper să avem o colaborare. Nu veniți la ședințe, nu sunteți spontan, nu vă luați doar. Nu este adevărat, am făcut precizarea, mă duc la școală, eu cred că acolo e foarte important să văd
în ce condiții învață elevii, să văd copiii cu rezultate, să văd dacă profesorii sunt motivați, să văd dacă este căldură, să văd multe alte aspecte din comună. Dar eu voi încerca și înțeleg greutățile prin care trece comună și nu voi, cum spun, nu voi căuta în mod în papură. O să încerc să stimulez un pic zona asta de învățământ, de cultură. Dacă aveți proiecte europene, foarte bine, nu contează, important, dumneavoastră sunteți cei care hotărâți unde, ce stradă și ce sat primește. Pe mine mă interesează dacă se realizează proiecte europene. Dacă aveți asemenea lucruri finalizate sau care le aveți în proiect. Deci gândurile noastre se îndreaptă cu bine către dumneavoastră și veți avea noi un partener de nădejde. Sigur că nu va trece luna, pentru acești 80 de euro să nu trec cel puțin o dată pe aici. Deci sperăm că realizați că suma este modică, încă o dată vă spun, dar nu puteam face acest lucru ca să mă apun treabă, pentru că au ajuns alte discuții. Deci acest contract are motivația următoare. Pentru ca să înțeleagă ceilalți că noi nu ținem parte nimănui. Că dacă ar fi niște bani asuși care veneau, sperăm că nu avem nevoie de nimic, venim, facem drepte. Nu. Vreau să fie un act oficial, să fie un motivație oficială pentru care noi ne prezentăm aici. Sigur, dacă nu există resurse de acești 80 de euro, nu este o problemă. Noi insistăm să încheiem acest contract. Dar eu zic că totuși o chestie de elementar ar fi ca noi să fim și noi motivați pentru a prezenta lucruri frumoase despre dumneavoastră. Vă mulțumesc. Vă rugăm frumos să ne trimiteți reprezentanți aici legitimați. Da, ora trecută nu pot. Deci, dar cine a trimis? Păi nu știu, noi asta știți. Sunteți dezinformat. Cum? A fost aici și i-ați legitimat? I-ați legitimat? Dar nu s-au legitimat. Nu s-au legitimat. Nu s-au legitimat. Au zis așa că partea da, poți să fii oricine. O secundă, atunci vă rog liniște, dați-mi voie să vă răspund, da? Ei, oricine poate veni la dumneavoastră să se prezinte ca fiind... Noi avem legitimație la noi, o să vă arăt și eu și Adrian. Avem și acreditarea, o avem la noi pe tine. Vă rugăm foarte mult, orice persoană care vine și spune că este din partea noastră, asta e minciună, eu știu cine a fost. Știu, cunosc situația. Dar nu l-ați trimis. Nu, cum, dar eu nu trimit, nu fac patru, adică firma mea, erau de la altă firmă. Și Romel. Dacă Romel a spus lucrul ăsta, nu stric pe cine a fost. Deci eu nu am trimis și cine vine neacreditat aici, vreau să spun, ați procedat corect, i-ați dat afară. Nu așa se intră, nu așa de cu presa, nici și cere acreditare. Cum am făcut noi de altfel, ați observat. Noi am venit, este o procedură, trebuie să existe reguli în țara asta. Oricine vine și se prezintă din partea noastră, vă rugăm frumos, aveți numărul meu de telefon, marea majoritate, putea să mă sunați și ați proceda corect. Nu au avut cu ce se legitima, nu au ce căuta în numele firmei Electrostar. Restul problema lor, nu mă interesează. Deci, este o dezinformare, ceea ce s-a întâmplat. Deci, ați spus că au publicat data afară. Și vă rog, altă dată, dacă noi avem, că mai avem și alte colegi, v-am spus. Noi o să trecem prin comună, nu o să vă porim, pentru ăștia 80 de euro vom trece și de 2-3 ori pe lună, nu? Că avem și celelalte comune, nu? Se va întâmpla odată să nu pot să vin. Să nu mă aud aici să spună vreun consilier, domne, nu a fost lăsat Eugen să filmeze, sau a fost, n-a filmat, i-a spus cineva. Presa are următorul lucru. Ia acreditare, după aia își desfășoară activitatea, cum știe mai bine. Eu pot să iau numai 5 minute din ședința de consiliu, dar dacă eu am considerat că ședința o dau integral, este dreptul meu în pachet între 10.000. Există reglementare de altfel. Legea 52 și legea 544. Deci foarte bine ați făcut. O doamnă, vreau să spun pe zi și am. Da. Dacă nu aveți nimic împotrivă, deci nu știu ce trebuie făcut. Adică eu, ceea ce a venit domnul Iucer, mi se pare un lucru bun. Pentru că dacă ne promovează comuna, dacă ne promovează comuna și bine, acum cu bune și bunele care le avem. Asta e, cred că nu sunt special la grafa de gunoi să vadă bine Vasile cum îi... Așa ceva trebuie. Deci nu se face o hotărâre Consiliul Local privind 80 de euro pe lună. S-a dus o înștiințare în fața consilierilor, să se știe că putem face lucrul ăsta. Dacă vor fi bani, dacă putem face lucrul ăsta, când vom face? Dar mi s-a părut corect să vă spunem asta. Eu am înțeles de la dumneavoastră că nu aveți acești bani. Dacă doriți, ar fi bine să informați Consiliul Local că nu aveți bani. Ăsta a fost răspunsul care l-am primit. Dacă între timp ați găsit resurse pentru 80 de euro, dacă nu...
Cum doriți, noi oricum vom fi prezenți aici. Indiferent, deci și pe cheltuiala noastră nu e un problem. Avem bani pentru TVA, da? 80 de euro cu TVA, vorba a spus mai devreme, nu puteți. Bă, finanțăm noi 80 de euro cu TVA. Nu, am glumit. Nu. Eu sunt convins că nu e o problemă, domnul primar. Ai discutat. Eu zic să încercăm să promovăm și lucrurile bune din comună, că și așa e destul scandal și oamenii au nevoie și de alte lucruri. Zona asta culturală este foarte importantă, zona sportivă. Chiar nu am auzit în două ședințe nimic despre această zonă. Ar fi bine să aveți în vedere la buget să prinde și niște acolo. Nu sunt bani, domnul Eugen. Prioritățile comunei sunt altele. Deci, da, aveți dreptate. Deci s-a făcut teren de sport, avem teren de... Deci dacă... Deci nu o să mergeți, probabil o să mergeți să-l filmați. Da, da, da. Uite, e o chestie care... E un proiect care va veni acum, care ne lăsa excavator nou. La anul, cu anul ăsta deja e finalizat. Mai sunt două luni. Dacă nu sunt la anul, probabil facem altceva. Da, sigur, sigur. Da. Mai sunt doamnă? Nu mai, da. Atât. Deci e ședința... De vreo ședința închisă, nu știu. Bun, foarte și precedent.